în data de 28 a 9 2018. Trebuie să punem pentru aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Înainte de a da citire la ordinea de zi, punem pentru aprobare procesul verbal din data de cât? Ședința anterioară. Cine este pentru? Abținem? Deci să... Aprobă, mă amintate, mă doamnă. Nu, fix, să vină doamnă, pe care să... Lăsați că-i consemneți, eu nu. Mergeți. Deci, da, da. Care e asta? Madame? Așa. Pentru început, domnul primarul să dea citiri la ordinea de zi, după cum urmează. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 180 din 21.09.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bucănești în data de 28 septembrie 2018, orele 13 la sediul Primăriei Comunei Bârsănești. Proiectul ordinei de zi este următorul. Punctul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării de închiriere a unor spații de pe domeniul public în vederea instalării unor echipamente de retransmisie cablu TV și internet de către SC Acta Telecom S.A. București, inițiator domnul Gabriel Daniel, viceprimarul comunei. Punctul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei bunurilor care fac parte din domeniul public al UAT Bârsănești. Punctul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2018. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă, stației de tratare, apă brută, Dărmănești, înregistrate de operatorul SC, Compania Regională de Apă Bacău, S.A., precum și mandatare, expresia și împuternicitul Comunei Bârsănești de a vota favorabil în ședința AGA, Asociația de Votare Intercomunitară Bacău. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului Construire Centru pentru Tineret pentru Activități Culturale în Comuna Bârsănești, județul Bacău. Punctul 6. Diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc! Așa. Se supune la vot ordinea de zi prezentată de domnul primar. Cine este pentru? Cine este pentru? Abține? Absolut. care ne comunică intenția de a cheia un contract de concesiune-închiriere de o suprafață de 10 metri pătrați, în total, situată în spații și pe terenul aparținând domeniului public al Comunei Bărsănești, în vederea instalării unor echipamente de retransmisie cablu TV și internet. În aplicarea dispoziției hotărârii Consiliului Local Bărsănești numărul 24 din 26/11/2013, prin care s-a stabilit și aprobat condițiile de acordare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public sau privat al Comunei Bărsănești, hotărâre care va fost comunicată înspre studiu și luare la cunoștință cu criteriul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 27 octombrie. Având în vedere prevederile articolului 3, 4, 6 și 37 din legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, ținând cont de faptul că cererea de închiriere vizează mai multe puncte de instalare a echipamentelor de retransmisie cablu TV și internet. Vă rugăm să inițiați un proiect de hotărâre privitor la aprobarea solicitării de închiriere a limitelor prețului stabilit în cuprinsul actului administrativ citat mai sus. Respectiv, tariful perceput pentru spațiile situate în clădiri și ocupate de echipamente în cuantum de 120 de lei pe metru pătrat pe an. Pentru suprafața de teren situată în exteriorul clădirii primăriei, zona de intravilan, respectiv 25 de lei pe metru pătrat an. Durata închirierii va fi de maxim 10 ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților, concretizat prin HCR. Da, 10 acta Telecom dorește pentru niște amplificatori, pot să le spun. Aici dorește să închirieze spații de subtiere. Și au venit cu o solicitare ca să vedem spre închiriere. Le-au deja montat, le-au de când era societatea veche. Dar preluând ei de la societatea veche, ei vor să fie în legalitate. E chiar mai de serioasă firmă. Eu trebuie să plătesc 3 luni degeaba. Acum o vecină de acolo, Pavel, în Alexandria, o plătit chitanță la zi tot, îi trimite să te ia acasă în o plătire în mare. Și ateartă cablul cu cablul plătitor. Noi la Plătărică, așa, tot timpul ni se ia semnalul ăsta impulsurile de la internet. Din ce cauză? Ei când au venit cu rețeaua, cu infrastructura de cablu și mai departe, au trecut prin pământ pe lângă drumul județean 116, cum îi spunem noi pe acolo, pe Gălea la noi. Acum au să făcut reabilitările astea. În continuu, în fiecare zi, până s-au terminat, așa au fost impulsurile luate în continuu. Sau o fibra. Exact, asta vreau să spun. Am vorbit cu ei acolo, domnule, dar stați puțin, dacă suntem noi devin cetățenii sau consumatorul final, pentru că dumneavoastră vă puneți sistemele prin niște, știu eu, prin stâlpi, pe altceva, că sunt și stâlpi acolo. Este o rețea de transport curent electric acolo. Au trecut pe drum, îți rup, te fie. Nu-i doare cap, nu, domne, nu, asta. Înțeles, eu am stat băiatul ăsta care venit de o depus cerere aici, au zis că ei așa au preluat-o de la... Da, corect, așa este, așa este. Ei, urmează să se facă investiții, cablul va fi scos pe stâlp, dar... Au preluat-o din la bine. Nu, stâlpul de care. Din august, da. Asta vă spun, pe zona noastră există rețea de transport curent electric pe stâlp, deci supraterană. Aia e ea. Și avea posibilitate să treacă cu șoarele ca să nu mai ai probleme cu drumul. Nu, am înțeles. Asta nu trebuie să fie vezi cum e treaba asta. Ei au spus că pe stâlpii de medii și în altă tensiune nu le dă voie să monteze. Așa am înțeles de la ei. Nu cunosc aceste lucruri, dar pe medii joase nu e nicio problemă. Spune că pe medii și în altă influențează. Într-adevăr, acolo e tensiunea medie, acolo nu e joasă, dar consumatorul final are de suferit datorită infrastructurii lor de instalare. Banii am văzut că îi încasează, nu se opresc, încaseze din bani. Da, facă și penalizări dacă nu fac. Da, exact. Dacă ei nu-i penalizează nimic. Adică îi putem noi penaliza dacă facem reclamase la protecția consumatorului. Nu trebuie la protecția consumatorului. Cu camerele de moarte de... Ce-i cu camerele? Toturile se face? Nu. Camerele au rămas pe vechea societate. Camerele, internetul se fac prin ei, sunt legate. Problema e că de mentenanța camerelor se ocupă societatea care le-a luat. V-am rugat și eu să... Da, problema e că... știți ce se întâmplă? Nu știu dacă o să-ți convine să o plătești tu. E foarte mult. Ajunge 50 de lei pe lună pentru fiecare care ai primit. La parte de camera. Până acum era 20, acum e 50. Păi da, să rămâni când s-o schimbat ăștia. Când s-o schimbat ăștia, nu se schimbărim și noi chiria. Nu de atâta nu avem. Conform hotărârii din 2013, asta e nimic. Cum? Dar domnul viceprimar, dar hotărârea este de consiliu local. Domnul viceprimar, hotărârea este de consiliu local, parcă așa am observat. Stați puțin, putem să ne adaptăm și noi la tariful pieței. Și putem modifica hotărârea din 2013. Se poate, de ce nu? Cum considerați? Păi, dar consider că trebuie modificat și eu modificat tarifele. Zic și eu. Problema e trebuie să ne gândim că în momentul în care, dacă noi nu ne interviem spațiul, ei o să-și ia sculele și treabă și dumneavoastră să sare călare pe noi. Aia e tot treabă. Bine, că dumneavoastră nu, că plecați de aici și rămân eu cu gelul. Aia e tot treabă. Deci, vă gândiți bine. Era o problemă, știi, de la asta cu încasarea banilor, că trebuia să duc la domna să plătești. Încasarea se trimite plicuri, se poate, s-au dat carduri, s-au dat toți deja. Deci, la țară n-a rigat acum. Dar nu s-a primit, s-a primit. Hai, fac acură, spune acură, spune de șmine. Și cardul, eu am primit cardul. Nu, alo. Nu fac o reacție. Eu trebuie cu factorul la chelul. Deci, cardul ăla care s-a dat, te duci cu el la darea care se plătește, i-ai dat cardul și ei spune exact prețul că ai plătit și achiți. Hai să-l votă, că să-l bată pe visul. Dar nu mai primit, prima dată pe primar. Primar, îl lăsăm pe domnul primar să... Problema este, domnul, deci nu trebuie să ne puneți problema asta, că... A, nu, nu ne ferește. Se întâmplă altfel. Nu că așa este, și am pus o întrebare acum și a zis că nu crede că îmi convine, dar mi s-au pus la dispoziții un tarif și cum am fost de acolo, mi l-am cerut... Asta a fost, aia era o societate, asta e altă. Mi l-am cerut că am luat vedere acolo, pentru că se întâmplă atâtea și vreau ca să fie... De ce nu se știe cu capul, nu? Nu știu cu stabilii. Sunteți pentru? Mai au fi? Nu, nu trebuie. Dar să spuneți la tot. Spuneți la tot sau dacă nu fie dezbate, că nu este tema asta. Spune la tot. Nu, nu. Sunteți pentru? Mă duc cu tine. Păi de nu e să spuneți cu tine. A, dar vreau să spuneți ceva? Da, dar pe înțeleg. Păi ia, pune întrebări de cine. Părerea mea este că să îi chemăm la următoarea ședință de Consiliul Local să nu mai explice. I-au făcut cer la ei, mă registrat, după aceea la o săptămână mă tăiat. Asta e totul altceva, sunt problemele din... Nu, dar sunt... Eu am zis problemele cu semnalul, cu toate cele, să ne mai spun. Cu prețurile, cu toate cele. Să-l mai întrebăm. Nu sunt obligat să vină într-o ședință să se explice prețul și modul lor de facturare și ceva, acum e cu totul altceva. Dacă le aprobăm închirierea respectivă sau nu, venim cu toate problemele cum suntem mulțumiți de firma respectivă, asta e altă treabă. Nu putem nici noi ca Consiliu să o rezolvăm. Să apelează de la început. Există o singură șansă. Să te scuzați la început. Cine le aspectă? E cu totul altceva. Acum nu suntem mulțumiți de prestația lor. Asta e lupta de piață. Și nimeni mai vrea și gândă. Puneți la vot. Se pune la vot punctul 1. Cine e pentru? Abțineri? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului actualizat al drumurilor care aparțin în domeniul public al comunei Cusănești și Bacău. Eu stau citire la drumul și drumul. Cum ziceți? Da. Dar eu zic că n-ar vreau să mai citesc tot că merg cu ăla. Nu are, nu? Consiliul Local al Comunei Cusănești de Bacău aprobă inventarul actualizat al drumurilor care aparțin în domeniul public al comunei Cusănești de Bacău conform anexei care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 2. Bunurile înscrise în anexă nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau reconstituire depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, cele care reglementează regimul imobililor preluate abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 și 22 decembrie 1989 nu sunt grevate de sarcini și nu fac obiectul plângului. Articolul 3. La data intrării în vigoare, prezente hotărârile Consiliului Local adoptate anterior cu privire la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Bârsănești își cedează valabilitatea. Articolul 3. Se mandatează domnul primar Botezatul Gelu să întreprindă demersuri legale împreună cu autoritățile competente pentru înlocuirea anexei numărul 16 la hotărârea Guvernului numărul 1347 pe 2001. Articolul 4. Prezenta hotărârii se comunică prefectului de Bacău, Consiliul Județean Bacău, primarul Comunei Bârsănești și va fi adusă la condiție publică în condițiile legii. Eu am o problemă. Legat de drumul mobilar. Da. Am portat o discuție cu domnul șeful de corp astăzi. Așa. La noi s-a trimis cumva o hotărâre a Consiliului Local la prefectură. Legat de drum, la adresa care ați făcut-o la direcția Silvică? Nu are nicio adresă. De la direcția Silvică ați primit? Nu am primit nicăieri. Așa, mai e informații? Mă sunat domnul șef de ocoară. Da, dar trebuie o adresă. Trebuie o adresă făcută de la direcția Silvică către Consiliul Local. Așa. Trebuie că au răspuns oficial. În baza, deci, a hotărârii Consiliului Local, înaintată la prefectură, face cadastru și toate documentele se pun la dosar și dumneavoastră la prefectură le înaintează la Ministerul Finanțelor. Da, da. Și prin hotărâre de guvern trebuie să... Cine trebuie să luăm legătura, domnule? Cu direcția Silvică, prima dată. Da, dar cu cine de acolo? Cine? Domnul? Să primească adresa la noi, la prefectură. Cine e? El a fost. Fostul ministru. Da, fostul ministru. Ei au zis că ne-l dă cadastrat drumul și trebuie să le arătăm porțiunea de unde e și până unde, deși aparține Comunei Bârsănești. Păi din mai am făcut cerere și am făcut o revenire. De ce nu au vorbit cum mai fi nicio cale? Asta nu înțeleg. Mai... Săptămâna trecută mă sunat un șef de ocol și au zis că ne trimite pe adresă, ci pe adresa din e-mail la primărie, absolut orice. Și dacă m-am primit, mai faceți la direcție. Da. Și prin hotărârea Consiliului Local, mai intrat la prefectură. Ca să putem să intrăm în dreptul și la lucru. Păi, rămâne o chestie în doi pieri acolo, s-a avut domnul Lază. Deci, inventarul domeniului public al Bârsăneștiului îl votăm și după și noi discutăm de altceva, că e registrat la Silvic și până la urmă... Dar nu-i trecut... Cum? E la noi, votăm, nu știu ce, aprobăm aici, așa, toți măsurătorii s-au făcut și spun că e la ei. Nu mai facem nici lucrări și nici proiectul poduri, nu știu ce, nu-i la noi, dar noi votăm că e la noi. Dar nu l-am introdus acum, Costică, chiar nu l-am introdus. Nu este introdus. Acum... Nu ești la noi, nu-i la ocol. Da, la ocol este. Dar noi ajungem de ce nu vorbesc? Păi asta spun, că dumnealor mi-l dă cadastrat. Deci nu mai trebuie să mai cheltuie mai bani pentru cadastrat. Care-i ăla din el dă de acum? Că nu e aici. Este problema altfel trebuie pusă. În primul rând, nu suntem noi administratorul drumului, da? Ne fiind noi administratorul drumului, nu avem voie să facem investiții noi din bugetul local, legal, din punct de vedere al legii, da? Ei, noi dacă am făcut niște investiții acolo, nu e regulă dacă vine un control adevărat. Pentru că s-au luat niște fonduri, s-au folosit în altă parte. Dacă te ia după lege. Da. Ați înțeles? Aici e chestia. Este necesar și foarte urgent să luăm, chiar dacă impune, să cheltuim și tu ăsta, sume din excedent. Trebuie să-l facem neapărat să luăm în administrarea noastră. Că, dacă noi facem investiții pe el, înseamnă deturnare de fonduri, domnul primar. Da? Asta vrea să spună domnul Percic și nu s-a înțeles. Eu le văd pe toate din inventarul public, care e ăla. Dar acolo mai e o problemă. Un kilometru și 1,5. Ea față din comunii libezi, care tot pe noi ne afectează. Da, nu, eu m-am referit casarea juridică, domnul președinte. Eu m-am referit casarea juridică, eu nu zic. Eu aș dori, din punctul meu de vedere, așa cum am spus în fiecare ședință, acel drum să fie asfaltat și adus la standard de cum sunt și celălalt drum din comun. Așa ar trebui. Bine, eu am spus, eu mi-am exprimat opinia domnului asta. Acum, nefiind în administrarea noastră, lucrurile se complică puțin, vă spun, din punct de vedere legal și juridic, sunt cam complicate lucrurile. Problema e clară și sensul următor. Deci, ce că ne-l dă de acum, dar care ne-l dă că sunt toate. Ce să ne dă acum că sunt toate. Aici e chestia. Care ne-l mai dă de acum? Sunt foarte multe neconcordanțe. Dar de toate drumurile pus aici. Ce că ne-l dă de acum, dar care să mai dă? Prin pădurii? Sunt toate, le-am urmărit. Toate le-am dă. Sunt ulițe, tot e pus aici. Deci, din punct de vedere, este o situație foarte ambiguă din punct de vedere juridic. E trecut un forestier. Iar la noi, în inventare, era trecut un comunal cu 154 ani. Păi este, de la DG 116 până la intrarea albului, da. Dar e 154. 154, da. La 154. Iar 154A este de la... Exact, vorba e Livezi. Spre Livezi, nu, 154A. Nu, e de la intersecția cu drumul ăsta și o duce în sat. Spre sat, da. Așa figurează pe hărți. Da. Și așa e normal. Așa ar trebui să fie normal. Dar uitați că este... Păi este listă, și ne viață. Și să mai dea pe omul, să nu faci, să muri, tot ești pus. Păi trebuie să fie sau să nu fie, să înțeleg și... Problema e un pic dificilă. Știți ce se întâmplă? Noi avem o hârtie prin care trebuie să dovedește că noi nu sunt. Nu. N-au ajuns cu procedurile până la final ca să se publice hotărârile de guvern. Corect. Dar noi avem de la Consiliul o hârtie prin care să se dovedește. Nu. Deci noi mergem cu el pe inventar, pe urmă și spuneți-vă la aceasta la care obținem hârtiile alte, noi nu putem face nimic pe ea, să treceți. Din anul 2000, de când am fost la Consiliul Local, întotdeauna a fost. A fost întotdeauna. Puteai să nu cui vreau. Și atunci lasă-l. Noi nu avem nicio dovadă pe care să spun. Noi îl lăsăm aici și asta este. Dar avem cum ca ocolul silvic să fie... Ei trebuia să primim o hârtie. Avem cetățeni acolo care locuiesc. Nu puteți să lași oameni aia. Adică ce drum ieșau oameni? A cui drum? O altă problemă care ar putea fi pusă în discuție și este foarte critic în sensul că nu este drum public, da? Acolo poate să circule, de exemplu, din punct de vedere al circulației rutiere, nu se poate aplica. Asta cum îi spune, ordonanța de urgență 192. Este drum forestier, da? Este cam impropriu, așa. Nu, eu zic să... Drumul forestier există, dar... Drumul forestier nu are un părere. Nu există nicio hârtie doveditoare când ar fi adus. Deci asta cu oculul simplu e pe un vorte. E pe un vorte. Până apare o hârtie care se spune... Ce discutăm? Acum, domnul Bici, ce discutăm? Ne contrazicem. La ce ne contrazicem? Deci oculul silvic, într-adevăr, se înțeapă în drumul nostru. Deci se continuă drumul lor în pădure și în drumul nostru. El ne-o călăca pe noi, așa... Ei spun că drumul ăla forestier este drumul de la Livezi și până de la Livezi, de la Poiana și până în capul cu pădurii, da? Spun ei. Spun ei. O documentație. Dar drumul lor poate să fie de la capul Oade în pădurii. Ăla-i drumul lor. Păi și de asta zic eu să-l lăsăm aici. Păi cum, noi la albine... Eu nu am sens să nu se lăsa. Trebuie să nu e nimeni. Trebuie să fim noi. Dacă nu sunt ei, trebuie să fim noi obligatoriu. Păi, o serie, noi nu avem albine, nu avem drumul albine. De asta lăsăm. Nu am nimic împotrivă, că eu doar nu depinde de mine personal. Eu am spus așa din punct de vedere juridic. Problema cu legea de acum, care de cel din 2000 totdeauna. Aici s-ar fi pus o indicatoră între drumul forestier, dar nu să vrem o indicatoră. Totdeauna, din 2000 tot aici eu frumos. Inventarul a fost meu. Deci drumul ți-a aparținut în zona când ai ajuns în punctul tău. Deci n-ai cum să iei proprietatea la urmă. N-ai cum. Dar nici noi nu avem dovezi de proprietate. Știi chestii, că când ai o proprietate trebuie să o dovedești, da? Corect. Cu ce dovedești? În afară de inventar? Nu. Asta a fost... Păi nu, noi avem. Ce avem? Nu spuneai că avem inventar? Lasă-mă inventarul. Inventarul, inventarul, la baza e inventarul. inventarului trebuie să ia un act. Totuși am înțeles că iau niște acte pe... La baza inventarului trebuie să ia un act. În afară de inventarul public, n-avem niciun act. Pe Lic și pe Cip. Și pe drumurile din Brătești avem alt act sau din Caracol. Tot inventarul public. Fiindcă, în anul 2008 și 2009, repet ce am spus în octombrie 2017, când ați respins hotărât inventarul. În anii 2007-2009 mi s-a făcut propunere prin adresă oficială de la Consiliul Județean. Vreți OAT Bârsănești să luați în administrare și să aveți în patrimoniul domeniului public următoarele tronsoare de drumuri forestiere? Facem adresa respectivă, da? Bineînțeles. Și pe bază de hotărâre, în Consiliul Local le-am preluat. Noi ne-am făcut datoria, am înaintat mai departe hotărârile și colo, și colo, și colo, atât că de-a lungul timpului n-a mai venit niciun răspuns vis-a-vis de faptul că transferul la vârf s-a efectuat efectiv. Deci noi avem în dosarele de ședință și hotărârile și materialele care au stat la baza discuțiilor. Deci tot ceea ce aveam noi în sarcină să facem, noi am făcut la baza de mai ca să vină ascultarea domnului Șemdător și să spună că da, dar știți, nu s-o mai definitivat absolut niciun dumneavoastră. Și nu s-a definit o tărărirea. Păi zic și de noi ne-a anunțat cineva, nu? Și că faceți acum adresă și acum am făcut adresă în mai, pe 21 mai, n-au răspuns absolut nimic și am definit acum n-au. Da, trebuia să și... Sunt mai multe drumuri. Statul paralel. De unde suntem prins, dacă există comunicarea adresa ele atunci? Ți-amintești de hotărârile alea, nu? Da, da. Ți-amintești, până la ea. Atât dacă s-a spus să faci, mai am lucru. Da, da. Da, da. Haideți să nu discutăm pe... Pot să-și consemnez observațiile pe care le aveți. Sunteți pentru? Mai stau să mai stau. Abia am deschis discuțiile. Cine se scrie la urmă? Domnul Vârlan. Mă scriu și eu. Spuneți, domnul Vârlan. Domnul Petru. Lasă că pe măsură ce așa eu însemnez. Spuneți. Mă uit tabele de inventarul public de acum anul, de anul ăsta. Nu prea bate una cu alta. Spre exemplu, la Grodosul, da? Vecini. Nu rămân tot aceleși care au fost actuali, s-au schimbat vecinii. Vecinii era ce? La terenul. La imobilul respectiv. Deci la... Da. Avem suprafața de 1283 de metri. Deci punctul 17. Poziția. Poziția 17. La Zămâi? Nu, la Plăduri. Îi spuneți și capitolul. Plăduri, la Plăduri. Plăduri, poziția 17. Da. Aici se spune teren din zona fost din urmă retrocedat. Da. Da? Ce clădire s-a retrocedat acolo? Care-i clădire? Fosta clădire, nu s-a retrocedat. Fosta școală. Fosta școală, doamna secretară, este făcută de oameni. Deci fosta grădință și școală este construită în 1974, de oameni. Școala asta am retrocedat-o cu ei. Păi nu știți cui? Păi uitați-mă, uit în cartea care a făcut-o domnul general și este act autentic. Eu când vineam cu demersuri pe la primărie, spunea că nu sunt acte. Și este făcut donații la București de către domnul general către Ministerul Învățământului. Păi dacă noi avem actul ăla, ne foloseam din ea? Eu cred că actul ăsta a existat. Și există și la primărie, dar probabil cineva l-a dus o scoate. Deci cum domnul general a găsit aceste acte... Acum noi discutăm vecinii fostului imobil sau discutăm ceea ce s-a făcut în anul 2012? Păi întocmai că aici, după cum de o aici, deci vecinii este cu drumul. Deci într-adevăr, noi nu suntem învecinați cu general, care i s-a dat mobil. Deci, satul, deci, cu drumul, 154. înregistrează cu drumul. Da? Corect, da? Da. Păi nu așa? La sud e drum. Păi cum? Dacă ne învecinăm cu drumul, cum clădirea aia este retrocedată de către general? Deci... Vreau să spuneți că la nord ar trebui să fie trecută fosta clădirea retrocedată. La nord este că eu trecut omul Cheptănuș. Da? Păi, am greșit. Am greșit. Păi, clădirea școlii retrocedată la legea 10. Fosta clădirea școlii. La sus de dea, nu? Nu, e bine așa, la nord. Nu e bine, doamnă secretar, nici așa nu e bine. Dar de ce 154, în paranteză, strada... Da, să vorbim de două imobile. Vorbim de două imobile. Nu e terenul, general. Nu e strada. Deci care este al nostru și care este al generalului? Asta e greșeală. Deci în 154... Greșeală, dar în carte cred că nu este greșeală. Și este altul. La asemenea, noi ce putem lua de bază, ultima ce putem lua de bază, putem lua hotărârea judecătorească. Deci ce putem lua? Noi acum ne luăm după hotărârea judecătorească. După aia, dacă vreți și veniți cu acte doveditoare și asta și se poate redeschide procesul, asta e altă treabă. Dar deocamdată noi trebuie să respectăm hotărârea judecătorească. În care i s-a cedat partea aia de teren dintre drum și teren. La retrefectul. Da, deci... Deci domnul general s-a dat la legea 10, da? Păi să fie. La legea 10, da? Da. Bun. Dacă domnul s-a dat la legea 10 și... Deci clădirea care el o donează, îi se dă la toți. Asta o discută instanța. Păi pentru noi. Păi au spus instanța, doamna secretară, pentru că noi n-am prezentat actele. Noi am ascuns actele. Noi ne-am prezentat. La Bursănești, primăria. Deci noi nu am avut acele acte și nu le-am nici acum, nici în ziua de azi. Discutăm ce a discutat instanța în 2000. Da. Procesul cum s-a pierdut, doamnă secretară? Pe neprezentare, da? Dar cum s-a pierdut? Deci la ultimul proces, noi nu ne-am mai prezentat. Tocmai că ne-am discutat. Și ce credeți că se mai pare? Doamnă secretară, că nu m-au bătut... Nu s-au discutat și s-au discutat exact. Tocmai asta, haideți să trecem și acum. Vreți la diverse, nu putem în asta. Acum s-a retrăjat, s-a încetat. Trecem peste punctele care ordinea de zi. Domnul Consiliu, nu putem trece așa ușor. Dar punctul acum nu vă cere asta. Deci asta putem să discutăm la săptămâni. Revenim la Stanciu, la Vale, aici unde la monument. Deci la monument avem... Câți vei fi pătrați? Monumentul erorilor. Deci de acum anul mai scăzut? Dar metru pătrat? Atâta e. 392,38. Metru pătrat. Nu e pătrat. 392, da? Trebuie să căutăm la monument. 380. 80. Cât? 18. 18? Da. Deci 18. Da, la 18. Aici se discută. La vechi inventar. La vechi inventar, domnul consiliar. Noi de ce l-am reacuarizat? Nu, că eu bănuiesc ce vrea să spună domnul consiliar, ce s-a pus în discuție anul trecut. Deci noi am discutat, anul trecut. Deci de tot, deci 5.800 de metri pătrați, da? La monument. Acum, 580 de metri. Deci 580 de metri a fost acum, da? Și anul ăsta deja e 300 de metri. Este acolo. 392. Deci 400 de metri discutăm acum. Acum erau 500. Anul trecut erau de măsurători care le-au făcut cu lanțul acum 100 de ani. Da, și ce facem cu procesul câștigat? Noi suntem vecini acum cu cetățeanul sau este locul nostru? Ăla uităm să-l trecem? Care avem o hotărâre irevocabilă, da? Deci uităm de o hotărâre irevocabilă, lăsăm așa terenul să le pititul gratuit la altcineva. Uităm să-l... Ești să ocupa doamna secretară. Și de ce nu... De ce nu le iese inventarul de astăzi, care trebuie să o votăm azi? De ce nu le iese? Pentru că urma discuțiilor din octombrie 2017 s-a discutat, dacă vă amintiți domnul Miron, și a spus că de când intrăm în probleme de dărâmat imobil, construcții și restul, mai bine nu trece. Pun în executare hotărârile de judecătă. Și eu n-am spus ca să fac una sau alta. Eu nu am această competență. Păi da, e adevărat. Să se respecte legea. Dar ce însemna să o pui în executare? Adică nu e... Ce-am hotărât instanța de judecată. Eu n-am văzut sentința și nu știu ce scrie. Așa a spus acolo, da? Deci ce s-a hotărât în instanță? Aia. Aici, de ce nu spunem aceeași problemă? Nu pot să spun, fă aia sau fă aia, că nu sunt eu o autoritate judecătorească pe rasă. Adică sunt actele primăriei, dar nu le putem, le dăm deoparte. Și lăsăm terenul cu titlu gratuit fiecare. Deci nu se poate. Adică, la Rădos mi-a spus acum, a făcut în gură, că ce au hotărât legea, când noi avem la asta. Asta nu înseamnă W1. V-am spus exact realitatea. Aș putea face o lămurire aici, că probabil s-a înțeles greșit. La punctul glodosul, cum spune domnul consilier Vărlan, este vorba despre clădirea aia care se află lângă teren, cred. Exact. Aia e domnul? Da, așa este. Cred că aia este. Aici. Aia ce mi-a arătat și mie domnul consilier aici în ăsta, se pare că a fost donată de fostul proprietar printr-o donație autentică. Că donațiile, dacă nu sunt autentice, nu sunt recunoscute din punct de vedere legal. Se pare că așa cum iese din izvorul ăsta de istoria comunei noastre, se pare că a fost donat autentic, la București undeva. Da, la București. Așa. Ei, fiind o cel ce donează, cel ce donează nu mai poate lua înapoi ceea ce a donat, că această donație se face cu titlu gratuit, este o liberalitate din punct de vedere al unui subiect de drept. Făcând această lucru, probabil cred că, de asta mă gândesc că dumneavoastră vrea să spună, că și terenul ăla este tot al nostru. Cu siguranță este al nostru. Probabil. Eu nu pot să spun. A fost denunțată și toată și făcut de oameni. Cum să o dai lui? E făcut de mine. Păi de ce n-au fost judecare? De ce n-au fost judecare? N-au fost cei dinaintea noastră. Deci n-au fost cei dinaintea noastră. Și acum noi nu putem lăsa cum cineva n-a vrut. Că a luat decizia în numele cetățenilor. Hârtiile astea eu le-am adus la primărie copii de 3-4 ori. Deci nu mă pot pe mine chiar că nu. Dar eu vă spun o altă chestie. Vârlan nu urmărește altceva, urmărește bunul oamenilor. Adică dacă comune, doar asta urmărim. Cum să dăm nebunul ăla la un cetățean? Îi dăm casa lui. Cele două camere care sunt, îi dăm, care au avut general, ce-o dat el zis școală, la învățământ. Că-o dat două camere. Au fost donată, domnule. Dar școala aia care s-o construit, s-o construit din oameni. Aia deja are altă situație juridică în momentul de față. Aia deja are altă situație juridică. Aia a fost câștigată de lege. Ce mai putem să stăm despre ea? S-a câștigat în instanță, s-a făcut căile de atac. La revedere, nu mai putem să facem nimic. Cum am spus, am comentat și pe spațiile ăsta, pe spațiul public, am comentat. Singurul lucru care mai poate face într-o asemenea situație din punct de vedere juridic este recursul în interesul legii. Dar nu ne este opozabil nouă. Recursul când se face și dacă se câștigă este pentru viitor, pentru următoarele sentințe, nu pentru cele care au dat, care au fost date. Asta înseamnă o cheltuială inutilă ca să lămurim noi ceva. Juridic sunt om. Îl condamnă pe un om cu 10 ani de pușcărie, face 5 ani de pușcărie, deschide dosarul și spune, domnul, nu ești vinovat, nu e omul tău în dumitare. Ce se întâmplă? Despăgubiri, acel om a primit despăgubiri, conform legea. Dar nu sunt idei nouă, aici de la București, despăgubiri primărie. Nu, domnule, dar stați, cum am văzut informația, că este un izvor istoric, am văzut informația în carte, aici spune așa, că acesta a făcut o donație în formă autentică, deci rețineți încă o dată, spun, în formă autentică înseamnă în fața notarului public. Orice act făcut în fața notarului se cheamă act autentic. Ăla are putere de lege ca și un titlu de proprietate. Mă înțelegeți? Asta este din punct de vedere juridic. Ei, aici, acum am văzut și eu că scrie, domnul fostul general, Dumnezeu să-l ierte, Aristid Irazu, a donat către, cum scrie acolo, Casa Școalelor, a donat o suprafață de, adică clădirea și o suprafață de 700 de metri pătrați. Asta ar însemna undeva la vreo 6-7 prăjini. Cam așa ar însemna asta, cred. Undeva pe acolo. Deci a donat-o cu titlu gratuit. Orice donație făcută scrie în legea civilă românească, deci în dreptul civil românesc, spune așa, nu se mai ia înapoi. Ai donat, la revedere. Mai ales că informa autentică. Și eu cred că acolo sunt. Eu așa am înțeles ce spune domnul consilier. La casa aia unde a fost magazinul. Am dat un hectar. Eu nu știu. Eu vă spun ce scrie aici. Dar ăla e tot. Deci tot hectarul l-a donat Comunei Bârsănești. Dar aici e val încheiat, deci toți hectarul. Odată biserică 1450. Domnul George, scuzați-mă ca să lămurim un aspect. Noi am discutat până acum și cu procesul ăla verbal când a venit cetățeanul Dariu. Ei, ăla nu avem certitudinea sau nu reiese de undeva că ar fi un proces verbal încheiat în forma autentică. Dar acesta este. Deci rețineți ce vă spun, dacă actul ăla nu e în forma autentică din 45... Păi nu știu. Nu știu, ăla a fost așa, dar dacă informația de aici, doamna secretară, este validă, informația de aici este validă, atunci lucrurile să știți că acel teren trebuie să revină sarcina de terenul. Deci dumneavoastră înțelegeți, ceea ce a avut Danie, aia a fost faptul de nimic. Deci noi nu aveam magazinul zis, în zilele noastre de acum. Se întoarce încă 10 ani în urmă. Nu, eu atâta. Restul, terenul, aceea de mai au tot donații terenul. La clădirea a fost atunci, la Ministerul Măsălului, sunt veți oamenii aia. Și pe urmă da terenul, aveți tot terenul. Clădirea. Clădirea și spune și o suprafață totală de 700 metri pătrați. 700 de metri pătrați. Deci, 6 prăjitări. Deci, actul ăsta e făcut pe 25 noiembrie 1945 și pe urmă... Uitați, dăm un număr de dosare. Dăm un număr de dosare. Dosarul 98 din 1948 și fila 8, și ne spune și fila. Deci, știm unde se duce exact, deci nu... Uitați, actul de donații făcut, deci, la București e făcut, deci... Practic mă gândesc, clădirea aia care a fost la o câteva luni a dat și restul județului donații, în afara clădirii. Documentul ăla rezidă. Da, dar dacă este, eu l-am văzut și pe ăla, totuși nu rezidă de nicăieri, că e încheiat în forma autentică, celălalt. Nu rezidă de nicăieri. Dar am și respinție asta. Nu, doamna secretară, dacă dați voi. La construcțiile astea care sunt, o să le putem... Dacă îmi dați voie, bunicul meu a fost delegat, consilierii de azi, care suntem noi. Ei, în fața lui bunicul, domnul general a scos masa afară, că mi-a povestit bunicul, că multe povestesc. A lui era Cinoiu. Deci, a făcut procesul verbal, de mână, l-a semnat. Pe urmă s-a redactat tipării și asta nu mai apare semnătura lui domnul general care spune că nu mai este semnătura dânsului, înțelegeți? Procesul verbal. Deci, pe urmă s-a bătut la mașină. Dar scrie și în procesul verbal. Ies, semnătura și frapelor. Dar nu poate să semneze altcineva, este logic. Dar s-a scris în procesul verbal care l-ați prezentat că este o semnătură indescifrabilă. Că așa se menționează în procesele verbale. Dar aici chestia trebuie să avem, domnul consilier. Ăsta care l-a scris domnul general, dacă prezintă forma autentică, în raport cu ăsta la altul care este deja autentic declarat. Deci, sunt două chestii care trebuie stabilite. Apropo și de terenul ăsta care... Deci, clar, numai un fragment de zis, dacă sunt toate. Sunt toate. Domnul Vârla, dacă noi am câștigat procesul aici și în proprietatea noastră, de ce nu facem ceva? Să nu numai regrupăm. El ce semnăm pe 10, 15, 20... Cum? Proprietatea publică nu se poate face niciun act, domnul consilier. Deci, proprietatea publică este inalienabilă. Adică, înseamnă că nu se poate schimba ceva. Atât se închiriază concesionează cu bază de contract. Da, care e problema? Atât. E concesionat. Un contract. Nu se divizează. Dar nu, dar eu n-am spus de vânzare. Eu am zis el concesionat pe o perioadă care permite legea, omul va plăti impozit și taxe conform legii și eu nu știu dacă și asumă cineva acum... Acum am înțeleg ce spune. Deci, din punctul meu de vedere, din punct de vedere juridic, ce acum am studiat și eu din facultăți. Se spune așa. Deci, în situația cum avem noi acolo cu domnul ăsta cu casa, sunt două variante. Ori rămâne cu casa acolo și plătește o diferență pentru teren, dar totuși este teren public, n-are ce plăti. Deci n-ai cum să-i vinzi, nu se reiniezi. Nu se poate. Deci numai atât. Mă gândesc la un alt de schimb. Dar și din partea primăriei trebuie să plătească, dacă se înjușește plătirea, trebuie să plătească costul construcției. Nu, cum se dă la biserică. La biserică, pentru prăjim, trebuie să dai 100 de prăjim. Adică același trebuie să o dai în altă parte, mă gândesc, la altă variantă. Dar aici, pentru 3 prăjime, când? Tot în văd lăsăm la aceeași valoare, aceeași treabă. Nu știu, trebuie studiat un pic și doar. Trebuie puțin. Că nici noi nu suntem în regulă, că nu s-a pus în execuții aia, cum se cheamă, hotărârea. Nici el nu e în regulă pe de alte părți. Eu stau și mă gândesc că el plătește impozit pe casă și pe terenul care te-a luat. Dar niciodată nu poate face nimic cu terenul ăla. Niciodată, nici cu casa. Pentru că trebuie să găsești soluții, nu? Ori pui în aplicare hotărârea judecătorească, ori dacă nu găsești alte soluții. Foarte complicat. Deci el niciodată nu se va putea folosi. Problema a fost și anul trecut, dacă știi. Da, dar tocmai asta am discutat acum anul și acum, adică ne facem că redactăm greșit. Noi care avem proprietate personală. Deci asta nu trebuie să redactare, că am uitat să plecăm. Ne luăm de acolo. Pentru 5 și la altul dăm ceva. Deci nu se poate așa ceva. Ca în fiecare an se uită din domeniul public. El dăm cu eva, dar am uitat să-l trece. Pe urmă vine alta, îi dăm la altcineva, am uitat să trecem pe zi. Nu se poate să ne jucăm cu domeniul public, să-l dăm cu eva, așa, uităm. Terenul respectiv nu trebuie pierdut din vedere. Mai ales că este o hotărâre judecătorească. Eu nu mă duc în hotărârea judecătorească. Vedeți că nici măcar suprafața nu este înscrisă în hotărâre. E, adică să dau, ca să știm și noi. E un fel de prim de orbu scoate voi. Puteți să suspendați la ședința până vine doamna secretară, ca să nu urmă. Da, la o țară. Da. Da, ce să mai câte pentru 2 minute în arise. Este instinctiv. Curat trecută, asta și dumneavoastră. În 2004, când nu funcție. Eu vă promit că nu o să mai dat. Deci nu se vă zic. Am avut 4 documente, eu. Domnul primar, la OSA. 10 ani. Dar nu le-am dat. A fost dat. A fost dat. Domnul Dumnezeu dat. Dar nu a vrut cineva să fie în seamă. Deci nu s-a vrut. Cineva a avut interes acolo. Și cu stagiul ăsta. Au fost 3 primari s-au prindea pe el și acum. Să-i dărăză. Și nu trebuie datorii. Așa ar fi trebuit. Așa ar fi trebuit. Așa ar fi trebuit. Da, dar nu e stat. Nu e libertat, au și public. Chiar dacă el e acolo. Adică noi Consiliul, adică noi luăm hotărârea, deci este jurul nostru. Și puterea executului domnul privat să greșească. Primăria, dar duc eu ăsta. Plescan, nu știu cum îi spune acolo. Scorțeni sau... Da, plasă Scorțeni. Plasă Scorțeni. Admite acțiunea formulată de reclamantul Primăria Comunei Bârsănești Județul Bacău împotriva părâtului Stanciu Grigori Dănuț, domiciliat așa, cu reședința așa, așa. Obligă părâtul să asisteze orice lucrare de construcție edificată pe terenul proprietatea reclamante, adică noi eram reclamanții, situată în intravilanul satului Bârsănești, Comuna Bârsănești, Județul Bacău, teren învecinat cu drumul județean 116, Bârsănești, Târgu Ocna, Stanciu Grigore și Pârâul Bârsănești. Da, asta e clar. Executorii fără somație și fără trecerea vreunui termen. Obligă părâtul, nu știu ce. Ce înseamnă executorii fără somație? Ce ziceți dumneavoastră? Executare fără să-l mai someze. Intră direct peste el. De rău. Asta înseamnă, fără somație. Cine trebuia să intre direct peste el? Primărie. Primărie, Bârsănești. Buldoze și întins. Cine a fost asta? Executorii fără somație. În 1992, dată în ședință publică, din 2 decembrie 1992. Atunci trebuia executat. Oricum nu se prescrie. Paulina. Oricum nu se prescrie. Nu, era Paulina. Paulina. Domeniile publice nu se prescrie niciodată. Nu se prescrie. Așa că, odată și odată trebuie. Va trebui să suporte consecințele astea odată și odată. Adică să-i dărâmăm clădirea și să reluăm terenul acolo. Cum vedeți? Așa scrie în sentit. Dar eu am făcut, doamna secretară. Da, vă trebuie dumneavoastră. Aici nu scrie acolo. Nu gândim pe afecțiuni. Noi trebuie să votăm pe ceea ce este, nu pe afecțiuni. Păi spuneți ce e. Moral nu este că, na, poate omul rămâne pe drumuri. Așa este, aveți dreptate. Dar în situația noastră, eu acum pot să-mi iau eu acum asumea răspunderea și mâine mă bag în pușcărie, nu știu care vine la Curtea de Conturi, pot să fac lucrul ăsta. Dumneavoastră, ca să fie locul meu, ați face? Mâine mă trezesc. Noi votăm în numele cetățenilor, dar cum să le luăm în dreptul cetățenilor care ne-a trimis aici? Nu, este o chestie. Primăria nu răspunde cu nimic. Noi consilierăm răspundem. Nu vreau eu. Pentru ceea ce facem. Noi răspundem. Mă doare sufletul de X. Eu cred. Eu, din punct de vedere moral, nu înțeleg. Este foarte greu să scoți un om pe drumuri și să n-ai unde locui. Este foarte greu, așa este. Așa locuiește de așa. Da, așa este. Dar nici mie nu-mi convine mâine să vină cineva să mă lege cu cătușii, să mă duc în pușcării, pentru că eu nu am avut intenții bune. Adică sunt o modalitate. Să Poate, legam și de Mozes. Păi, dar dacă vorbiți așa, contract de concesiune pe 90 de ani. Nu cunosc legea, deci nu știu, n-am studiat să vă spun eu acum exact. Nu se poate. Adică trebuie că se cere... Și mine iau teren, în altă parte. Dar mă să-ți dai domnule. Domnul Georgescu, în primul și primul rând, ca să faci lucrul ăsta, domnul Georgescu, ca să faci lucrul ăsta, în primul rând, trebuie să scoți terenul în circuitul civil. Ca să scoți terenul în circuitul civil înseamnă că trebuie să renunți la teren, să faci o formă ca să-l aduci la vânzare. Ceea ce nu ne dă voie. Dar nu-ți dă voie. Constituția, nicio lege nu-ți dă voie. Din domeniul public. Nu-ți dă voie să faci așa ceva. Nu că e rea voință. Nu se poate. Adică altă portiță nu mai există. Nu rea portiță. Ce portiță să-i facă? Aici e marea problemă. Nu știu. Dar nici nu putem, adică noi să ne asumăm ca Consiliul Local, să ne asumăm noi răspunderea să renunțăm la terenul ăla, renunțăm la ăla, renunțăm la ăla. Dar nu renunțăm omule. Dar nu e renunțăm. Atunci trebuie prins libertar ca loc public, nu ca și casă. Nu renunțam la el, că la dovadă chiar nu. Dacă a fost prins inventar, a spus că nu-i bun. Păi, doamne, nu că am zis că nu-i bun. Așa a spus. Ba nu, doamne, asta nu-i discutat. Deci acum asta nu-i discutat. N-am zis că nu-i bun. Aceeași problemă a discutat. Deci el acum cum e prins? Nu-i prins. Nu mai este. Era nu-i prins. Ce suprafață nu mai este? Ia vedeți, cât era anul trecut? Da, dar mai este o problemă. Vis-a-vis că, cum am spus domnul primar de anul trecut. Dar uitați, aici așa cum scrie și în proiectul de astăzi, orice teren trebuie să scrie așa. Nu sunt grevate de sarcini și nu fac obiectul vreunui litigiu. Păi de-aia l-am scos de tot. Ca să nu ne contrazicem aici. Când și ne contrazicem din punct de vedere. Aici e problema. Păi acum nu te mai contrazici odată ce nu l-ai mai băgat. Și atunci acolo rămâne cu o tărere. Adică o ați vândit la mână? Nu, mergeți dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți jurista. Da, domnule, dar nu mai e ce face pe domeniul public. Mergi și dă afară pe dumneavoastră, dă râmă-i casa și intră în posesia toată comunitatea ta, e acolo fabrica inaugurală, ca avem domeniul public intact, între și fără probleme. Deci dacă dumneavoastră considerați că în 92, cine a fost primar și cine a fost conducerea primăriei acolo, o ezitat să pună în aplicare chestia asta. Iar noi suntem mult mai inteligenți și mai lustriți. Noi trebuie să respectăm legea ta, mă secretar. Deci trebuie să respectăm legea. Noi discutăm dumneavoastră ceva, nu discutăm cuiva ceva. Noi discutăm o situație care a apărut, incidentul ăsta. E adevărat, dar în felul în care se pronunță domnul Burla, dar noi nu imputăm dumneavoastră când ați implicat să vă așa s-a întâmplat și la Colosul, nu s-a trecut și nu mai există nicio... Dar ce vrei să-i face? Dai cum afară din casă? Da, doamne, doar îmi dai și cum afară, eu nu mă asum, eu nu votez. Eu nu votez așa ceva. Nu, eu zic acolo, dacă e tot așa prevăzare de conținut, atunci e inventar. La o ședință următoare, dar... La o ședință următoare. Nu mai vorbiți, că vreau să-l înțeleg pe dumneavoastră. Eu zic, dacă putem să-l prindem acum la o ședință următoare, vedem ce putem face din punct de vedere legal. Ori punem în aplicare hotărârea judecătorească, ori dacă nu-i concesionăm omului pe perioada de... Trebuie văzut un pic legea. Cine a spus că nu se poate? E domeniul public, nu. Și chiar domeniul public nu se poate concesiona? Păi cum să nu se poate? Domeniul public niciodată, e privat. Deci s-a concesionat din domeniul public suprafața aferentă fostului magazin al cooperației de la Caracău, da? Suntem aici și am votat. În ce condiții, conform legii? Numai în situația în care cel care concesionează se obligă să efectueze lucrări de amenajare și de îmbunătățire pe care nu și le permite financiar Consiliul Local. Și acolo a fost, într-adevăr, situația de așa natură încât s-a putut. Pentru că anunțul pentru concesiune pe domeniul public merge până la guvern. Și dacă la virgulă am văzut că nu e bine, nu că la motivație, la o virgulă nu e bine, ți-l întoarce de 10-15 ori pe săptămână. Tocmai asta vreau să scot în evidență. Trebuie să publici în partea 6 a monitorului oficial. Trebuie câte și mai câte, dar dacă tu nu te adresi în lege... Exact. Dar dacă tu nu te adresi la motivație de concesionare a domeniului public, poți tu să vii să-i spui omului ăla. Știi ceva? executare, din punct de vedere. Spuneți un altfel ce credeți. Noi nu știm. Și atunci ce ne facem noi acum? Deci sub nicio formă nu ai aviz favorabil să concesionezi. Pentru că nu există motivația aceea a lucrărilor făcute în contul. Înțelegeți cum s-a întâmplat acum? Eu știu, da. De asta vă spun. Deci concesiunea trebuie să aibă o cauză de utilitate publică. Publică, da. Ce cauză? Da. Soluții. Da, iar eu v-am spus singura posibilitate de concesiune a suprafețelor din domeniul public. Aici ce ai putea să invoci ca să stea în picioare motivația și să nu ți se respingă de cea mai multă? Păi nu se poate invoca nimic. Aici e problema. Noi am îngrădit acolo monumentul, l-am îngrădit. Da. Vedeți? Deci noi deja l-am delimitat. Păi trebuia să luați gardul, să iei precedent, dar nu trebuia să facă, nu trebuia să facă. Și garda, acum, unii era liber. N-am făcut unii era gardă. Pe partea asta nu era gardă. Păi, eu de la... Ce am crezut, bă, era liber până la casă. Nu era loc. Unde? Unde? Era gardă. Știu că de la făcea să făcut și o ora lumea. Cine mai e de vii la ploară când domnul Suena nu s-a spus de treaba asta? El era pregătă uișul de la mine. Azi nou, am vrut. Noi s-au lăsat. Nu e și un nu m-am privit eu aici în care... Nu mă taxidez regulă. Acum vorbim limba română corect. Dacă sfârlea nu s-a ținut de juristul primăriei, nu s-a ținut acum 20 de ani, să scoată, să strice de acolo, ce poate să facă primăria la ora actuală? Când casa e gata, e terminat, e terminat. Ce să-și pun? Nu are nimic ce să-și pun. Asta vreau eu acum să vin cu... M-am înscris și asta vreau să vă spun eu acum. Conform hotărârii Guvernului 1347 din 2001, prin care s-a stabilit domeniul județului Bacău și prin anexa 16 sunt bunurile publice ale Comunei Bârsănești, primarul, așa cum scrie în articolul 3, el trebuie să comunice anual, orice modificare. Acum, noi votăm ăsta. Cum poate să comunice primarul niște terenuri care, deși se află într-un litigiu și aparțin nou, spun că nu sunt noastre. Puteți comunica, domnul primar. O să facă domnul primar. Că trebuie să comunicați. La nivel de hotărâri din guvern, aveți obligație. Pentru că la acea respectivă, domnul primar, deci ce facem? Acum cum comunicăm? Eu, primarul, vreau să greșească. Cum comunicăm? Deci, m-ați auzit ce am spus eu? Am auzit, dar uitați, avem aici un incident. Deci, în anexa 16, nu se cunoștea situația juridică aceasta. Bun, și atunci, din punct de moral, deci moral ar fi trebuit așa. A intrat nou Consiliul Local în 2016, da, bun, trebuia să ne prezentați anexa 16, așa era corect și moral. Da, domnilor consilieri, începând de astăzi, uitați, ăsta este inventarul comunei. Noi atunci îl însușeam fiecare, după cum cunoaște, uitați, cum să ies în discuții. Unii mai spun că sunt anumite probleme, alții așa. Și știam, de la un reper, nu ne să plecăm. Acum noi ne aflăm aici, în situația că... Noi ne aflăm... Bine, nu contează acum, dar noi ne aflăm. Eu de unde să știu, când am intrat aici în Consiliul Local, ce conținea anexa 16? Eu de unde să știu? Deci anexa 16 era extrem de... Doamna secretară, deci... cunoscut foarte multe situații... Păi eu, noi când am intrat Consiliul Local, noi trebuie să știm bunurile publice ale comunii. În afara faptului că trebuia comunicat anual, așa spune articolul 122, parcă rețin. Articolul 122 din legea 215 spune clar că în fiecare an primarul trebuie să raporteze Consiliul Local, dar și să comunice către instituțiile ierarhice, prefectură și altele, anexa 16, orice modificare. Trebuie să o comunice anual. Deci anexa 16 este cea care face parte din hotărârea de guvern din 2001. Da, cu care privește domeniul public al comunei. Are 88 de anexe. Are 88 de anexe. Vorbesc de anexa 16. Ah, de anexa 16. Da, bine. Eu prin votul meu nu pot obliga primarul să greșească. Spuneți cu... Da, este anexa 16. Deci anexa 16 care a putut fi publicată prin hotărâre de guvern are 4, 5 sau 6 fire anexa. În timp, lucrurile s-au schimbat. Deci anexa 16 va putea fi efectiv înlocuită prin hotărâre de guvern. Atenție! Nu prin nu știu câte hotărâri de Consiliul Local de-a Comunei. Numai atunci când fiecare un obiectiv din inventarul domeniului public va avea cadru funcțional. Sau apare o situație juridică. Deci va avea carte funcțională. Deci tot ce este aici va trebui să aibă în spate documentație cadastrală și acte de proprietate. secretară. Dar aici spune fermător la primul articol 3, că, cred că din eroare ați greșit și dumneavoastră, cel puțin ați trecut de 2 ori, dar nu contează asta. Ați trecut de 2 ori articol 3, dar nu contează, lăsați că asta e o chestiune de redactare, nu e o problemă. Așa. Spune așa că deci, toate hotărârile Consiliului Local adoptate anterior, primul punct, primul articol 3, așa, cu privire la inventarul public aparținând unui public al comunei, își încetează valabilitatea. Deci, din momentul când votăm noi, orice a fost înainte se anulează. Să știți. Păi tot ce a fost înainte a fost preluat aici. Mai puțin situația solicare. Amintiți că am vorbit despre chestia asta, mai bine nu treci decât să intri în bălării. Asta a fost în bălării. Știm, așa este, dar totuși naște o mare problemă. De ce vreau face? Spuneți dumneavoastră. E foarte complicat. Este foarte complicat să luăm, nu știu, eu știu de când am văzut-o și știți cine a adus-o? A adus-o domnul Ilie Mihai, Dumnezeu să-l ierte, că a vrut neapărat să intre cu buldozerul. Dacă mai câștiga încă 4 ani de mandat atunci, deci mi-a promis cu mâna pe inimă, uite, Costică e aici, lasă că am eu grijă, mă duc la judecătorie, mi-a adus-o și a zis, ai mare grijă de ea, că nu neapărat să le sfințesc pe omul ăsta și n-am mai fost să mai. Domnul Ilie Mihai, am fost și eu semnatar, dacă vă aduceți aminte, la un tiraj de care le-a adunat domnul general. Și eu am fost semnatar când le-a adunat. Dumnezeu să le ierte domnul primar Stin, a murit. Și a creat pe ele balanță. Și a rămas, dacă a murit domnul Stin, a rămas cu tirajul de când... Ce din domnul primar... Popa Costică. Popa Costică. Spune-i domnul Percu, că el a fost vici. Câte ținuri? N-am niciun tiraj la mine acasă. Deci am fost semnatar. Eu am fost semnatat de domnul Ilie Mihai, a adunat utilaje. Utilajele acum au dispărut la Ferbeci. Și erau la cheie. A s-o văzut pe drum. Erau frot. S-au dat 110 ani la producerea. Dar eu atât mai aveam de adăugat. Dar domnul Ilie Mihai a vrut să facă mai multe. Eu atât am vrea să mai dau. La parunele... Deci, dar nu mai este trecută. Fântâna de la școala Brăchești. Aia a fost... Deci, la ce, la opinia mea care am vrut să iau cuvântul, deci fântâna de la Brătej n-a fost trecută în inventar și n-a mai fost trecut nici gardul de la grădinița veche, de fosta grădiniță, nici ăla nu-i trecut. Deci, așa. Și v-am spus, eu sunt într-o mare, adică, nu știu, nu pot să-mi asum responsabilitatea față de ce ne scrie aici în articolul 3, 1 și 2, câți două, na? Acum cer scuze, dar nu vreau să fac vreo... chestiune față de doamna secretară. Este evident să greșească, că și dumneavoastră la câte acte ar fi făcut. Eu cred că e foarte multă muncă, dar s-a trecut de 2 ori articolul 3. L-am văzut. Adică nu s-a schimbat numele. Nu am venit cu o direcție la dumneavoastră cu ceva. Nu. Sau din eroare se întâmplă, nu e nicio problemă. Se întâmplă din eroare. Așa. Ei, eu nu sunt de acord nici cu cele 2 articole 3. Hai bine, asta e voi verde, că eu vreau să schimbăm. M-ați înțeles? Atât ce spunești, Consiliul Local al Comunei de Dezvoltare îți însușește și aprobă. Deci noi, eu luăm pixinarea noastră toate beneficiile care s-au fost până acum. De ce să răspund eu? De ce aici au greșit alții? Omul lui Dumnezeu, deci nu toate. E vorba de o singură situație în care nu există, pe care n-am putut rezolva. Restul se rezolvă. Să nu credeți că nu mai sunt mai multe care n-am avut timp să rezolvă. Spre exemplu, drumul care coboară Găleanu, nu, Codreanu, nu este trecut aici. E drum județean, omule. Drumul care sunt exploatate. Dar nu-s toate. Nu-s toate. Multe, domnul Vici, nu. Dar nu-s trecut. Nu-i trecut de nimeni. Nu-i mai știu, adică drumul ăla cineva poate să-l închide și oamenii nu mai au cum să-l închide. Dar spuneți că sunt... Codreanu, curva, acolo este drumul care duce la Caranilu. Pe Zuvan. Hai să zic, care sunt trecute, dacă nu fost trecut, nu fost trecut de multă. Nu ai nicio dovadă. Nu este atât. E complicat și cu astea. Complicat. Și uitați, atât de foarte complicat. Vecinul, domnul Georgescu, chiar dacă mi-aduc aminte, domnul Georgescu, nu? Parcă mi-a spus că vecinul de-a meu a spus că e problemă cu drumul ăla, de acolo, pe Pârâu. Da. Într-o ședință, parcă mi-a spus lucrul ăsta. Eu tot i-am spus, dar... Nu, și domnul Georgescu a spus. Nu știu, doamne. Sunt niște drumuri de exploatare care nu figurează. Nu știu acum. Este la Părării. Nu-i trecut. Nu-i trecut. Nu-i trecut. Este. Nu-i trecut. Este. Vedeți că-i trecut Părțănești Agricultură. Toro.it care acolo pornit. Nu de ăla e vorba. Este, e că nu de ăla e vorba, dar de casa de ăsta care zici tu cu Troița vine pe la Codin, de la Troița la Codin. Nu, nu vorbim de asta, domnul Viciu. Ăla care vine de la Brăcești, trece prin Livadă și vine în capul Caraclăului. Da, dar ăla e trecut, dar că nu era de asta am întrebat și eu pe ăștia, băi, de ce ai trecut prin Vărării? Păi nu, că nu ieșa în Brădești, ieșa până la Gălean, sus, prin Vărării. Deci ea se ducea până la capul Liviezei, de la capul Liviezei o lua pe Vărării și ieșa până la Gălean. Nu, nu, nu. Așa spune și spune, deci eu i-am întrebat, că de ce nu spui? Nu știam. Da, era drumul serios. Așa a fost, așa a fost. Problema este că l-au venit apă și au stricat drumul, atunci l-au luat pe partea asta și eu să-i luăm. Da, dar eu nu mă trebuie, că nu știam. Și se cheamă drumul serii, ca să știți. Adică vremea când era sarea de la Riza, degea pe Caracol, sarea care vângea la Roma. Vorbim de Codreanu, deci. Mai vreți? Eu nu atât, dar mai sunt? Nu știu, mai sunt, mai erau mai sunt. Păi vedeți, să vă vedeți scriți. Am văzut acum mici inadvertențe care le-ați notat și în hotărâre să apară observațiile, deci micile inadvertenți care au fost acolo. Atâta tot, n-am... Intrăm un pic și pic ca de... cu aia care nu... Domnul Blanaru? Da. Stai să fie și doamna secretară. Intrăm pe care acolo un pic. Da, nu știu. La poziția 15. Pe lungimea 1 km e 0,100. Mașala Vasile Leca Pănică e trecut 1 km, 0,100. 100 de metri. Să vă spun de drumul ăla. Spune așa, de la Selce Agricultorul, Troiță, până în sat Caraclău și Vărării. Și Vărării. Da. Adică 1 km și 100 de metri? Da. 100 de metri. Și are și distanță, 3 km. Da, 3 km. E bine. La poziția 15. Nu, că chiar vreau să mă uit. Dar nu, e o unicioară. Tocmai pentru că e o unicioară. Până în Târgu, de la drumul principal până în Târgu. Un pic. Un pic de răbdare. Cât? Eroile au dispărut cât 100 de metri pătrați. Unii? La momentul eroilor. De acum anul până... Până atât am găsit să o măsurat acum omului. Păi da, unde este? O făcut în uți gardul... Nu a făcut în uți gardul. Atunci anul era ăsta... Domnul Urlar, anul trecut nu s-o măsurat. Am dus la fasă, la fasă. Acum am măsurat ce-am făcut. Și toate le-au văzut... Adică ne iar întoarcem înapoi, nu are sens. Când ne întoarcem iar înapoi. E același lucru, s-a mai scutat tot. Și reiesc 217 metri pătrați pe lui Dănuț, tot terenul? Reiesc? Păi, dar asta că acum era tocul ăsta, bă, să ne vezi un loc prin locul. Ne băgăm un seamă tot mai din dimineață. Să răspundem dintre cele. Aia e bărătă. Vă gândiți la asta. O să votați și o să răspundeți. Păi, aia am văzut cuvântul, de-aia am văzut toate în față, acolo lasă nici pe noi să rezolvăm. Ca să stăm. Următoarea poziție 16. Și la 16. La 16, în kilometrul 200, aproximativ doar 150 de metri. S-a trecut magia asfaltă. S-a trecut magia asfaltă. Deci cât ați zis că este? 1200. 1200. Lungime de 100. Da, e bine. Lungime de 100. Da, condiții similare. Da, spuneți unde acceptați. Poate e posibil să... Spuneți unde la drumuri mă refeream. La drumuri mă refeream la Brătești. Deci am zis așa, acolo la Brătești unde sunt problemele și de la Troița, care mai sus din postul primar, s-a spus tot de la... Poziția, numai poziției, domnule. Numai puțin, dacă îmi permiteți, numai puțin să vă găsesc. Acolo de la... de la Rosu Costel, spune. Da, aici, de la... Rosu Costel, dacă spune. Da, așa, acolo undeva. Uitați, poziția 6. Poziția 6. Drum să test poziția 5. Rusu Costel până la Popa Aurel. Lungimii 200 metri. Este peste un kilometru. De la Troiță până la acolo. Este peste un kilometru. Până la Rosolei? Da. Tot așa e scris și acolo. Da. Scriți așa. Până la Rosolei? Un kilometru 200 cât trece? Nu cunosc exact, dar eu zic peste un kilometru. Eu nu sunt luat de șupi, eu nu sunt genul cât nu l-am măsurat. Acolo ar fi o problemă de comportanță. Doar am pus mașina, am pus kilometru. Am măsurat tot, da? Puteți verifica. Rusu Costel... Pune semnul întrebări acolo. Deci este exact la Troiță acolo. Acolo stă și Rusu Costel. Corect este? Cam un kilometru și ceva e. Cam un kilometru și ceva. Vreo 800 de metri. Da, ceva de genul. Oricum, este peste 200 de metri. Și la fel, nu corespund, zic așa. Aici am scris că 35% asfalt, dar nu există așa ceva. Și 55%. Nici atât nu este. Deloc. Acolo are atâta cât cum era obligația din proiect, ca să faci 20 de metri pe la drumurile adiacente care vin în asfalt. 10 metri. Sau 10 metri. Asta așa un pic. E de la Rusu Costel de sus. De la Rusu Costel de jos. Nu. De la Troiță de sus. De la Troiță, că deși pe tata lui Rusu Costel îl chema Costică, mă gândesc. Până la Gălean. Până pe partea cealaltă, care iese tocmai asupra cealaltă. 800 și ceva de metri, ne-am luat aminte. Da, ăla e, 800 de metri. Dar asfalt cât de? 10 metri. 1%. Mai este așa, tot poziția 7. La poziția 7. Troiță până la Popa Jâneu. E trecut 50 de metri. Așa e trecut. Acolo, de la Troiță până la Popa Jâneu, sunt cam aproximativ 300 de metri, sau dacă nu 4. La Oslei? Da. 300-400 de metri, cam așa sunt. V-ați uitat și în anexul de aici? Așa scrie, exact. Așa scrie, nu? Care? 400 de metri. Care? Tot de acolo, din punctul ăla, spre Oslei. Deci ați spus că 300-400 de metri. Ala e cu mașina. Cam 50 de metri. Nu, 50 de metri e asfaltat. 50 de metri e asfaltat. Da, așa este. Nu 400, îți vă 200. Da, v-ați trecuți 50 de metri acolo. O trecut numai ce e asfaltat. De asta vă dăm el vreau să numeți multe cifre. Atât ar fi corectată din punct de vedere al drumurilor. Podețele nu sunt, mă scuzați. Podețele sunt în regulă, am verificat. Ăla a prins și școala de mai prins. Școala nu, fântâna la școala la Brădești. Am trecut. Fântâna și gardul au fost regulat. Ăstora cred că nu trebuia să le dați bani până nu s-a aprobat. Mă gândesc că casa sunt frumoase. Domnul Dunare, putem altceva? La ședință următoare. Pentru prins că... Punem la vot proiectul de hotărâre, la punctul 2? Modificările. Modificările care sunt. Eu așa am ce scris. Totuși, notați și... Da, îl bădă, îl bădă și bădă. Ce e ala? Cine fie bădă? Un drum, drumul de pe lângă gelul ăla total. Păi, dar spuneți-l doar că n-a apăsat cu nici inventat. Domnule, că să știi mai bine. Care? Care? Ăla, de ăla. Cum îi zice acolo? Unde e dezbatat cu voala? Acolo, domnule. Acolo, de ăla vorbesc. De ăla, ăla e voala. Dar n-a fost trecut nici inventat. Vei, că și vrea să nu știu să bădă. Domnul Sanchez, despre ce-i vorba? E drum să vezi? Da, un drum să vezi. Un drum să vezi de la... Bă, că de 116. Așa. Până la... Până la... Grigore Nicolae. Nu Grigore Nicolae. Grigore Nicolae. Până sus la... La Islas, nu? La Bărărie, acolo spune. Nu, mă... Până la ultima casă, mă, la Tănase, la să cum îl cheamă. Tănase, o, Năstase. 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 Păi nu vorbesc de ea. Păi nu faci legătura. Eu nu vorbesc de ea. Eu vorbesc de la drumul ăla. Mai sus este un drum, care eu am avut o scandal cu Bora, m-am dus acolo și spunea că nu tai sârge, asta e drumul de la Năstasă, da. Asta e șoseaua. Da. Și aici la 50 de metri, e dreapta, da. Dar de ce să mă prindem că e al nostru? E drumul ăla, o văd din... Drum de pământ, așa trebuie. Dar nu are niciun punct. Dar nu e extraordinar. Acolo, domnul, acolo, era în casă. Nu vecea la Prunjina. E dreapta, mă, de la Valeria. De la Deaudina. Nu e să-l dea, nu cruce. Nu, el se întâlnește cu drumul care vine de la Maricea. Da, nu se cheamă Dealul Cruce. Nu e Dealul Cruce. Vălăria, nu la Vălărie. Vălărie. Dealul Rotărie, sub la Dealul. Acolo e o casă, nu. La Vălăria, nu e așa. Deci, mai spuneți-mi o dată limitele. Din legea 116, botezatul Geva. Nu era. Cum îi spune la... Dacă spune un ciocul, Grigori Nicolae. Așa. Până la limita cu extravilarul, doar că nu mai. Năstasă, cum îi spune? Mai, măcar să-l prindem de acolo în sus, subinerii să-l prindem în sus. Ca totuși nu mă adăugă oamenii să-l prindem. Nu, dar trebuie să-i dăm altă denumerică, că nu o să dea nu-i extravilar. Ar fi în spatele gădinei lui Adam Gheorghe. Da, da, din acolo. A, până acolo. Spatele gădinei Adam Gheorghe. Nicolae Grigori, Adam Gheorghe. Da. Până în spatele gădinei. Adam Nicolae. Are o grămadă de teren acolo. Lui, Adam Nicolae? Da, Adam Gheorghe. Adam Gheorghe. Și cam ce lungime credeți că ar fi? 300 de metri. Lățimea asta. Lățimea de 2 metri jumătate. 2 metri jumătate. Cât de ca pe căruță. Da, vreau să mai fac o ultimă completare. Totuși, domnul consilier, proiectul de astăzi, nu mă pică un număr. Deci proiectul de astăzi se referă doar pe drumurile care este permisă circulația publică. Da. Noi și cele din afară, înțelegeți? Deci dacă ați observat puțin în proiectul de hotărâre, asta s-a discutat cu inventarul de azi. Tot ce ține doar cât este luat pentru circulația publică. Atât. Cum am spus și noi celălalt lucru care nu se regăsesc, probabil trebuie să le trecem într-un domeniu privat sau... Exact, da. Mai multe chestii acolo. Înțelegeți? Aici e toată diferența de ziua de azi. Adică cu inventarul, dar scuzați-mă, cu inventarul de azi. Deci se referă strict numai unde este circulația publică. Da. Acum așa, v-am zis, dincolo care sunt celelalte, tot a noastră sunt, ar trebui... Da, asta e un mozei că am însemnat acolo pentru oameni. Au fost. Au fost, cândva pe acolo. Așa, o să fac o paranteză, putem trece la Brătește, la care duce spre satul vechi acolo. Dar nu putem... A fost public cândva. A fost public cândva. Dar nu putem să-l închidem pe o grămadă de lumii de acolo. Dar n-am zis să-l închidem. Căruțe, forum, cu... Chestia e că acum noi dacă o trecem... Dar există riscul ca cineva să le închide. Există și riscul să aproape din legea 116, îl halește ăștia. E al nostru public. Și nu te poți vrea că se atași. Da. Mai să treci la punctul 2? Nu. Cine este pentru? și registrată la UAT Văsănești sub numărul 3225 din 18.09.2018, propunem rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în suma de 48.000 de lei, în conformitate cu prevederile din ordonanța de urgență numărul 78/2018 de rectificare a bugetului de stat pe anul 2018, influențe la veniturile din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru anul 2018 și 7.000 de lei, influențe sumei alocate din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. Practic, suma care am primit-o noi de la rectificare, numai rectificării, 7.000. Că ați văzut acolo, am prevăzut și la sport 2.000 de lei, nu bani mai mulți de la care dacă se mai fie ceva, o să mai dăm. Atât? Da, e. E tabelul, da? Vreți să răspundești tot tabelul? Discuții? Bani fiecare. la școală am pretext a fost în discuții că nu există apă pentru toalete și nu există nici încălzirea. Mă gândeam că poate o parte și din banii ăștia ați putea face să, de așa manieră încât să existe, pe că vine perioada rece, să aibă și elevii de la școala Brătești. Mi s-a atras atenția că v-am zis, am... Luna trecută, dacă vă faceți aminte, am dus 50.000 pentru asta, pentru provizionare. Uitați, se spune că apa cred că o face. Mi s-a reproșat de către cadrele didactice că nu ne implicăm, în general, consilierii din Brătești cu chestii. Eu știu că și domnul Burnic a ridicat problema și eu am mai ridicat și mult. Așa. Am vrea să știm dacă această investiție cu căldura și cu apa se va finaliza anul ăsta. Da, deci săptămâna care vine se finalizează. La căldură s-a revistat, că nu este calibrată instalația. Deci, adică toate caloriferele sunt deschise la marți, nu reușește, poate să se calibreze pe diferenția aia. Iar la apă au făcut un pic sofisticată treaba acolo. Ne având neve de apă, trebuie o automatizare care să oprească când se termină apa, vas tampon și din ala se alimentează. Ideea asta, deci, repet încă o dată. O puteți finaliza până începe frigul ăla adevărat? Da. Bun. Frigul ăsta e față. Puteți spune unde s-a împins balasul, de ce s-a împins? Da, îți dau o listă, nu pot să le spun din cap. Chiar pomnește, dacă mi-a spus. Pe azi s-a împins? Nu s-a împins, s-a împrăștiat. Deci nu s-a împrăștiat balas, peste tot îți dau. Pe Glodos s-a împrăștiat? Pe Glodos nu. Pe Caracas s-a împrăștiat? Da. Albele s-a împrăștiat, Brătești s-a împrăștiat. Întrebați pe bol, dacă o știți. Cât stă motorul? Glodosul când vine la rând? O să vină și... Care-i Glodos? Dar Glodosul n-am băgat la mână la întrecut? Și-a băgat și-a băgat. Poliția la Ticile acolo trebuie băgat. S-a terminat motorul ăla la Glodos. Dar n-aș băga de la mare, că nu faci nimic pentru el. Dar suprimeți bultul să desfacă schimbul ăla, să ne vedea pe urmă. Da, nu mă trebuie la fie, dar văzut că am urmă. Da. Mai sunt discuții la punctul 3? Cine este pentru? Abținem? Da. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă cu 18% aferent de sistemul de alimentare cu apă. Rămâne aveți. Plus stații tratare apă brută Dărmănești, înregistrate de operatorul SCE, Compania Regională de Apă, Bacău, Iesa, precum și mandatarea expresă a Președințitului Comunei Buțănești de a vota favorabilă ședința AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bașor. Inițiator domnul primar? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferent de sistemul de alimentare cu apă, stație tratare, apă brută Dărmănești. Propune. Articolul 1. Se aprobă nivelul pierderilor de apă de 18% aferent de sistemul de alimentare cu apă, stație tratare, apă brută Dărmănești, înregistrate de operatorul SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. pentru anul 2017, prezentate în anexa nr. 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2 se acordă mandat expres în puternicitului comunei domnul Botezadul Gelu, primarul comunei Bârsănești, legitimat cu actul de identitate seria, așa, eliberată de comunești, de a vota favorabil în ședința AGA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, pe acest punct, de pe ordinea de zi. Articolul 3, prezenta hotărârii va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, instituției prefectului județul Bacău, persoane nominalizate la articolul 2 al prezentei hotărârii și va fi adusă la cunoștință publică în condiții de lege. Noi discutăm această hotărâre pentru că suntem membri în ADIB. Dar deocamdată noi nu avem consum de apă. Vreau și eu cuvântul la acest proiect. Vreau să iau cuvântul și eu. Da. Mi se permite? Da? Păi nu știu, mi se permite? Poți să intrăm? Da, domnule. Deci, eu vreau să iau cuvântul în sensul următor. Da, societatea CRA Bacău are niște pierderi. E vorba despre 2.494.071 metri cubi de apă. Iar primarul comunei este, adică i s-a solicitat să semneze, dar ce semnează? Că în proiect scrie așa, modificarea tarifului la apă, domnul primar. Noi nu ne alimentăm de la Dărmănești, ci plătim acea taxa anuală pe un fel de fond de rulamentul plătim. Noi nu ne alimentăm de acolo, noi abia ne chinuim să luăm niște apă de aici din Tazlău, așa, și ne punem să modificăm prețul la apă pentru alte localități. Sau să aprobăm pierderea unei societăți. Sau să aprobăm pierderea așa cum așa. Unei SC. Da. Unei societăți comerciale. Da. Asta vreau să spun. Nu, eu vreau să aduc în discuție la asta. Da, eu văd aici și spune că aceasta este o condiție pentru accesarea de fonduri europene POIM 2014-2020. Nu are, deci, pentru că noi am aderat la aceasta așa, noi trebuie să stabilim acum și prețul de apă, adică mă gândesc că se va ridica, nu? Automat. Automat, da? Da. Atât am avut. Aici cum e cu ora, știți? Am intrat, trebuie să jucăm. Păi da, jucăm în oră, chiar dacă jucăm la oră, dar să jucăm frumos. O să revin la, dacă diverse realizate și cu aceste proiecte cum s-au votat, o să vin la diverse cam niște puncte de spus pe marginea acestor proiecte care se votează de către Consiliul, așa, cu ochii închiși, efectiv, de Consiliul Local. Efectiv, cu ochii închiși se votează. Vrei cu camionul? Mai sunt discuții? Deci în vor, nu contează cine este în vor. Cel care dansează frumos, toată lumea se uită la ăla care dansează frumos. Frumos, cine? Aia e. Trebuie să-i faci frumos. Da. Încheiem punctul 4. Mai sunt discuții? Eu nu mai am. Nu. Cine e pentru? Scuzați-mă, pe număr am dreptat. Nu, eu nu. Scuzați-mă. Mai numărați odată, cer scuze, din greșeală. Deci fără unul. Nu, nici domnul Ali. Mă abțin. Eu vă spun cum asta. Eu sunt împotrivă. Eu sunt împotrivă. Tu? Eu mă abțin. Mai strigați odată. Deci nu, împotrivă. Hai să vină. Cine este împotrivă? E mult mai simplu așa. Nu ne mai împotrivă. Eu sunt două abținere. Două. Așa, e mult mai ușor. Nu ne mai încurcăm. Restul să înțeleg că toată lumea e pentru? Da. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului Construire Centru de Tineret pentru activități culturale în Comuna Băsănești, județul Bacău. Inițiator, domnul Bogdan Tugelu, primarul comunei. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului Construire Centru de Tineret pentru activități culturale în Comuna Băsănești, județul Bacău. Se aprobă necesitatea oportunitatea proiectului economic al investiției construirea centrului de tineret pentru activități culturale în Comuna Băsănești Bacău, denumite în continuare proiectul. Articolul 2. Lucrările vor fi prevăzute din bugetul local pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării pe măsura 19-leagă din Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR, sub măsura 19,2, măsura 76, investiții locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, a infrastructurii aferente, inclusă în strategia de dezvoltare locală, GAL, Valea Corpușului, Bacău, potrivit legii. Articolul 3. Autoritățile administrației publice locale își iau angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe perioada de minim 5 ani, de la data de efectuării ultimei plăți. Articolul 4. Numărul de locuitori de servicii de proiect, caracteristicile tehnice ale proiectului, precum și agenții economici de servicii direct de investiție, sunt cuprinse în anexă, care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 5. Se aprobă nominalizarea domnului Botezat Tugelu primarul Comunei Băsănești, având calitate de reprezentant legal al Comunei pentru relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale AFIR, derularea proiectului. Articolul 6. Autoritățile administrației publice locale se angajează să asigure finanțarea proiectului după cum este cazul. Articolul 7. Autoritățile administrației publice locale își iau angajamentul ca proiectul nu va fi generator de venit. Articolul 8. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Băsănești. Articolul 9. Prezenta hotărârii se comunică prin intermediul secretarului Comunei, în temeiul prevăzut de lege, primarul Comunei Băsănești și prefectul de Bacău și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet. bucur că după multe insistențe a reușit să dăm jos școala care era un percurs public. Chiar dacă foarte multă lume vă spune sincer, moș înjurat că au zis că la cine am dărâmat un grup public care era făcut din mânuța lor. Cu greu reușesc să facă lumea să înțeleagă că într-adevăr era un pericol public. Ca să mai scăp de gura lumii, le-am spus că acolo va fi și construit ceva în loc. Astfel a reușit să le închidem gura și sperăm să iasă ceva frumos. O să faci modelul de proiect în sus? Nu, vorba de închidere. Acolo trebuie să spunem. Nu, nu, foarte multă lume, îmbătrânită, care a lucrat la școală acolo. Mulți îmi spune că tată eram copil, că eram cărămit aici. Și acum zice că mă doare sufletul să o văd dată jos. Să înțelegem că facem ceva. Noi le-am explicat că școala nu mai era conform normelor din ziua de azi și nu mai puteam obține autorizații de ISU pentru remodernizare ei, pentru așa. Eu am spus că va fi construită. Mă bucur și sperăm acum cu ocazia asta să prindem fondurile alea prin... S-a dărâmat măcar să se facă ceva. Deci s-au făcut studii de geo, s-au făcut lucrează foarte rapid. Asta e cresc o firmă din ea și foarte rapid lucrează. Este bine. Se formă de opera. Da. Papier și galben. Da. Problema e, nu știu dacă ați văzut, de navea. Piatra aia nici măcar nu era legată în pământ. Deci piatra era pusă pe pământ. Deci a fost foarte... Curios cum de a rezistat. Și cum nu avea nicio fisură. Bine, unii au fost determinat să dărâma foarte ușor. Deci vă spun, nu avea timp să atingă cu cupa, să ducea o pereță, parcă erau lipiți cu cirul, cu militare. Dar ați văzut, în 2 zile am dărâmat. La mă puterea mă putea să... Acoperișul era acoperit. S-a dărâmat? Da. Urmează construcții. Mai sunt discuții? Nu. Cine este pentru? Abțineri? Trecem la punctul 6, diverse. Domnul Petru? Domnul Consiliu Petru? Am văzut că s-au adus balastul, albele, s-au făcut rezerve pentru iară, pentru primăvară. Ar mai trebui la gardul cel de la școală un pic pus colele și am impresia că și balamasorul de la poartă. Poarta mare. Am discutat problema cu domnul. Da. O să-l facem, o să-l dăm. E bine, da. Dar sunt clasele o parte care s-au rupt și sunt în școală. Da, 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 da. Eu cam dat. Dacă am putea face vreun demers în sensul să atragem pe ăștia cu telefonia, să pună un releu, să prindă tot satul nostru și prinde și până la jumătatea satului Poiana, că și de acolo, așa, de la Biserica Poiana, spre Albele, nu prea semnal. Noi ne chinuim, sunt bătrâni care spun, eu trebuie să vorbesc cu feciorul meu și al lui Culbec, eu trebuie să... Trec pe râu, să mă duc în deal, altul suim pot. Eu trebuie să fug în grădină, să nu pot vorbi din casă nimic, să nu fug în grădină. În 2003, dacă știți mișcarea că acum avea sena, în 2003 tot așa era, intrase domnul Coman primar, ne-am ținut de capul lui, ne-am ținut, nu am reușit să facă nimic. Singura variantă care a fost, noi am luat atunci un număr de telefon de la București, de la Orinci, am sunat. Eu, Florin Leca și nu mai știu, ștapele, am sunat acolo și mi s-a spus discuții clar. Domnule, nu încercați cu primărie, că noi suntem societate privată, nu avem nicio treabă, nici cu politicul, nici cu nimeni. Singura variantă pe care dumneavoastră ați putea obține semnal acolo, tabele cu cât mai multe semnături, nu cerul CNP-ul, să cerul număr de telefon, serii și număr de buletin. Noi atunci ne-am apucat toți 3, dacă cred că tu ce am bine, ne-am apucat toți 3 și am făcut, cred că am primit vreo 300 de numere de telefon. Deci asta s-a întâmplat în luna martie sau aprilie și pe data de... Când e Mihai și Gabriel? 8 noiembrie. Deci, eu eram, atunci circulam în țară, eram la, cred că de la... nu mai știu, oricum, pe partea Galațului, Știam că soția mea este în oraș, o sun, îmi răspunde la telefon. Și mă întreb, ce faci? Păi zice că ești acasă. Bă, acasă? Îi răspund la telefon? Da, acasă. Deci, atunci mi-am dat seama că am intrat. Deci v-am spus, nu să, dacă nu să fac tabele cu numere de telefon... Da, da, acum ai la telesemnalul ăsta. Cel puțin este. Deci trebuie... Cel puțin este. Dar putem, na, tot noi trebuie să facem, pentru că altfel nu interesează intervențiile de la noi, dacă planificăm, hai să luăm sună. Deci cât e în vegetație nu este semnal. Cât au rămas. Da. Da. Domnul? Aici la școală, în stația de autobuz, dacă se mai poate o mașină de balat, și nivelat un pic acolo cu vine, iarna, cu s-o lăsat de la asfalt, e cam groapă. Unde? În stația de autobuz, la școală. La semnalul. De acostament. Da, da, da. Atât. Cu eliminatul partea de... Cu omul nostru, uite, el a venit, o verificat mereu, dacă nu, cred că e posibil să... Nu, când bate vântul, dă la afară. Și din propuenii nu sunt mai arde spre voi. E posibil acolo să fie independență. Acolo să fie scurt. Păi acolo, în altă parte, nu are zi. Îmi vreau să spun, cum dracu pus ăștia asfaltul ăsta, nu se grește ăsta. Am ajuns la problema la Consiliul Județean, a fost ieri. Și am explicat cum faci. Cum au pus ăștia asfaltul la Părsănești? Cu lopata, cum au pus? Cum au acoperit? Cum au acoperit? Aș pe gălea cu lopata. Au zis domnul Georgescu, l-a pus spre caut mai înalt, când se bate, se ajunge la nivel. S-a revăzut că se lasă. Noi plătim ceva, ăștia din ăștia cu lopata. Noi nu plătim, dar nici nu s-a făcut plata că trebuie să atingea societatea care o turnat asfaltul. Din cauza faptului că trebuie să vină să remedieze tot ce s-a făcut. Deci ieri a fost informat astea în zonă. A, deci nu s-a făcut recepționii, cum s-o modalitatea de lucru. Dar nu vedeți de noi. Și pe Găreanu, mașina aia stătea în vârful Găreanului și tot așa, întindea cu lopată. Acum mai calcă acolo. Aici este o curat ceva acolo. Nu se vede altfel. Pe Găreanu s-o făcut de profesional. E bun, e bun, azi că nu trebuie să-i... Față de cârcotaș, față de cum a fost, față de cum a fost, bine, da. Un Brărescu, de la Teva și până la Baia Mare, un Brărescu, atât au luat. 5 cm pe parte, 5 pe parte. Când au venit ăștia și au făcut recepte, l-au pus pe un Brărescu să facă de nou tot drumul, până la Baia Mare. Adică ce am zis stat? Trebuie să iese... Și iese exact. Exact, la măsălătoare sau proiect. Da, eu atât. Și la un consilier planarul? Da, noi am discutat cu domnul primar înainte. Hai să inițiem un proiect sau să vedem și facem cu firma să transportă, nu să mai... Da, da. Dar vine acum domnul planar, în 2019, în ianuarie, eu un an, dar am ce timp. Da, nu trebuie să facem ceva. Dar întrebarea, dacă îmi dați voi, deci vin cu autocare, că am vorbit. Și tu nu se strica autocarul. Deci de asta vin cu cele vechi, că s-o strica mașina. Păi să strici una, să strici două, dar... Adică din 5 autocare și des, doar să strica și din care vechi. Nu, problema e motiv. Are o condiție. Apropo de ce... Au o problemă. Dacă se vorbesc că dacă... Lăsați-mă. Nu știu ce să scriu, credeți-mă. Nu știu ce să consemnează. Să nu veți vorba după două vorbi. Culme. Foarte greu. Să spun sincer. Cei de la Bucium au făcut la fel. Au luat hotărâre și le-a dat mașină nouă nouță. Deci a scos pe toate celelalte și primarul, cum te zis, nu va mai primi. A anunțat, inclusiv a trimis la societate, a trimis către guvern, către ARL, către Consiliul Județean și le-a adus mașină nouă nouță. Una. Una. Și la vârstă ăștia veni mașină. O vișoie, un așa. Asta e să apropii... E, dar deci asta a stricat. Auzi, e frumoasă părăuntru, dar s-a stricat deja o dată. 2 săptămâni. Deci, tot gârbul. Iar dacă te uiți la toate mașini, deci care circulă și la albe, nu e vorba numai din care acolo să se urmă, în toată comuna. Și ăla de la Brătine, la Târgovna. Toate sunt dăruite, toate sunt legate cu sârmă. Dacă te uiți la asta la Caraclău, e de sub, e legată cu sârmă, că deschide ușa. Se transformă persoane sau persoane vorbesc, nu? Și punem în pericol viața oamenilor, nu are căldură, vine din iarna, chiar eu deși am șofer, dar n-am niciun gram de căldură la ea. Păi și la ea nu-ți face. Și eu mă îmbolnăvesc, am stat și am trecut în spital tot din cauza mașinilor astea. Oamenii tremură în mașină și noi suntem pe loc. Haide să facem un proiect inițial și să trimitem presă. Trebuie să bucere prima dată niciun. Nu, să explicăm, doamnă Plana, nu se poate face un proiect. Ei când vin noi considerăm avem obligația, că scrie și în legea 915, privind transportul public local. Îi chemăm aici, firma care a câștigat, nici nu s-a câștigat licitația, urmează să vină o altă firmă, sau nu știu, cineva a câștigat de 2019 din ianuarie. Va veni să licitează. Nu, de decembrie. Decembrie, pe eu un an. Decembrie. Decembrie, așa. Chemăm aici atunci societatea și să discutăm cu ei. Degeaba facem proiecte de hotărâri, nu putem să facem. Cine firmă să-i vină nouă? Dar nici nu stau de vorbă cu tine acolo la ei, ce să vină aici? Hai să vă spun, deci când domnul Petru știe, a făcut o grămadă de tabele, am fost personal la Consiliul Județean, la Direcția Transportului, la partea de călători, știți că acolo două. Așa? Și mi s-a spus destul de clar. Doamna de acolo mi-a spus, faceți ce doriți, nu putem. Licitația s-a făcut la... A ieșit care reu, i-a amendat, i-a frecat, i-a... Deci atâta timp cât are licența aici, nu-i poate să face nimic. Licitația a fost la București făcută, nu s-a cerut părerea noastră, nu s-a cerut... Decât la protecția consumatorului. La și protecția consumatorului, am înțeles, nu știu... Ale de lumea mea și șofer și ei neînrăvați? Da. Nu, deci singurul lucru, am înțeles că în 2019 decembrie se va face iar cum se făceau licitațiile odată la Consiliul Județean. Eu așa știu că s-au făcut. Nu, de ce ne ajută treaba asta? Dacă sunt, deci așa cu doamna. Dom'le, dacă aveți cât mai multe reclamații. Dacă sunt reclamații, noi nu mai primim la licitație. Dacă licitația a fost făcută cu un autobuz și echipa alt autobuz, trebuie făcută reclamații ca să vezi din... Ei vin cu motivare. Autobuzul X s-a stricat, vin cu celălalt. Că ei au rezervă. Stai liniștit. Ei au rezervă. Și au pus rezerve. Ce rezervă are? Nu tot de același grad? Și mă... Păi... Ba da, dar știi ce avem aici? Știi ce au ei... Vasile, bă, Vasile, știi ce au ei trecut în caietul de sarcini așa? Autocar, 8-18 locuri, sau autobuz, 8-18 locuri, autobuz, 18-34 de locuri. Da. Așa au trecut. Câte autocări ați văzut pe traseul București? Domnul Viceniu, e adevărat. Când se licitează un traseu, se licitează și cu mașina. Păi și cu mașina, da. Cu mașina se licitează. Asta cred că probabil vrea să spună domnul Vasile Bărna. Păi dacă mașina mers din nou, cum să se defecteze? Că el câștigă licitația datorită că vine cu mașină. Vine cu mașină nu știu de care și el te balansează pe anul. 2-3 mașină. Îl te balansează și la licitație. Aici este mașină. Una este. Una pe care o țin și nu se licitează un panel. Ea e greu. Au multe mașini noi care sunt mandate. Iau la licitațiile care se ia din traseu. Deci ei câștigă când stai că eu câștig Bucurăști și nu-ți mai vei cu traseu. Nu, sunt mai multe criterii, nu-i numai ăsta. Din informații, de la 1 octombrie, am înțeles, la 1 noiembrie, Bergeon susține la Coveac. Tot? Da. Nu știu cum. În trecut se mai fac șoferii. Dar la noi, ele ei merg cu transportul. Știu că așa, deci e altă firmă. E altă firmă, dar se circulă între curse, se circulă cu licență specială. De exemplu, Autolimul, știți, a venit la noi și a spus, domnule, noi vrem să circulăm. Bun, cum facem? Între stații, între ore. Fie vorba de elevi. La 11 care pleacă elevii după masă, mai este mașină, că am zis că mai fi. Nu știu exact. Este. Nu, am zis că mai este. La 11? Da, o scos. Anul trecut. Anul trecut, am văzut eu. Nu știu, am înțeles că n-ar mai fi de asta. La 10 jumate trecut la deal, la 11 coboară în jos. M-am întâlnit eu pe ea. Deci după care mă las un băiet, doi, mai veți ceva din autobuz. Problema e simplă. Eu în prima zi de școală l-am sunat pe domnul primar și l-am rugat să facă adrese către toate instituțiile aferente. Nu e posibil ca în 2018 elevii să rămână în stația de autobuz. Și o să le spune că trimitem autobuz după voi. La ora 8 fără 10, elevii au rămas în stații, la ora 8 jumate erau încă acolo, care ei la ora 8 trebuia să fie la ore. Deci nu-i posibil așa ceva. Vine iarna, ce facem? Ne-a lăsat pe jos până noi la Gura Voi, nu? Dar pe așa de stații la Bursănești și a lăsat pe jos, că nu mai aveau locuri deja, că au trimis un chipic de la 9 blocuri, 9 locuri cât are, vi se pare normal că nu le convine traseul să se mute place, să-și ia valeta să plece. Pentru că dacă ei la 3 jumate, la 1 jumate, au câte 7-8 curse pe zi pline și vine cu 2 curse, cu 2-3 persoane, asta e, și-au asumat un risc. Dar zice, ăia de la Gura Băi, jos, la Troiță, și-au scos abonamente pe Deleni, pe Drăgugești, pe alte curse. Din ce cauză? Pentru că șoferii nu respectă traseul. De la noi la fel. Vă spun sincer, din propria experiență din familia mea, soția vine la Gura Băi. Nu mai vine pe partea Zanducoasă și pe Caraclou. Sunt foarte multe reclamații din Bârsănești că lumea plătește abonament pe un anumit număr de kilometri, făcând ruta pe Caraclou e mai scurt. Traseul. Nu-i normal să plătești 15 km și tu să-mi faci 13 sau 12. Nu-i logic. Da. O altă problemă aprobat. Da. O altă problemă. Am aprobat. O altă problemă. Am aprobat, apropo, îmi cer scuze, domnul Blănaru, că v-am întâlnit. Am aprobat acum să reparăm drumul pe Caraclou. Rugămintea mea este următoarea. Să inițiem ceva, o restricție de tonaj. Eu am spus-o de mult. Pentru că dacă noi îl reparăm acum și le dăm voie iar, am terminat-o și cu drumul ăla, degeaba cu gămbanii. Aveți impresia că o să facă ceva în sensul ăsta? Vă înșelați, nu face nimeni nimic, vă spunem. Am spus-o și la ședință. Pentru că sunt interese locale de asta. Eu am spus-o de acum o câțiva ani. Asta este. Singurul interes este autobuzul ăla de 30 ceva de persoane, nu are ce căuta pe drumul ăla. Dacă cineva e conștient, ar trebui să interzică. Da, pe perioada iernii eu am trebuit. Dar și perioada verii, domnul vice. Și pe perioada verii periculos, drumul ăla. Revenim la TIC. Nu, stați, nu consider la ceea ce spuneți dumneavoastră. Haideți, domnule, să inițiem un proiect, că suntem autoritatea Consiliului Local din zona comunei Bârsănești. Să inițiem un proiect și să reducem tonajul. Nu intri pe acolo. Dar există lege prin care se implementează asta. Bun, haideți să facem. Sau chiar dacă e urgent și trebuie să facă, să semnalizăm drumurile care sunt în administrarea noastră. Tot ce este necesar. Noi, consilierii locali, avem această atribuție. De ce nu o facem? Păi da, cum o facem? Pregătim luna care vine. Eu, în completare, vă spun că am plătit 500 de lei la Dărmănești, că am intrat primăria, au venit, trimis-o venit poliția locală, i-am dat 500 de lei. Dar ai dat 500 de lei, am făcut 100 de kilometri înapoi. Da, nu m-a lăsat, doamna consilier, da. Mai am viață, da. Mai are domnul președinte. Mai avem terminat. Nu știu. A, mai aveți? Da. Ați stați? Să vă niște pasageri. Mai mulți locuitori din zona de la Cruce, la deal spre fostul CAP, solicită înființarea stației la deal. Dacă oamenii la Gura Băi se plâng că merg de aici până la mijlocul traseului Bârsănești, de la Caraclou, cei care vin din capăt, dau 1,2 km vin din jos până la stație. Și este necesară să măcar la Busac, să inițiem documentele ce se impun, să mutăm stația acolo. Nu, aici mergem, eu la anul venit am procedat domenitorul de la ATIC. Dar îți mai ești prețul abonamentului, să știi. Nu coltează, dar nu ești. Ba da, pășești... Nu se mai ești. Să plătească anume la 4-5 km. Dar n-ar fi o mare problemă, că și-a fă el când e de serviciu, îl duce cu autobuzul până acasă. Nu e până la capăt. Una este să se facă legal, alta este să se facă benevol. Dar legal n-are că să se facă. Finalizarea stației de autobuz, la Mihai de Prache sau în paranteză, acolo trebuie primul la autobuz. Nu-i trimis pe om acolo, dar omul nu se toarcă. Trebuie să ne apucăm noi. Dacă te poți lăsa, atât, da? Doamna consilieră, doamna? Nu, era vorbată despre curți indicatoare, de curbe, de restricții de viteză și doamna. Eu m-am întâlnit cu diverse mașini, să ne jucăm toată voi. E curba acolo la Mihai de Prache, o tai, nu știu ce se întâmplă. Cu viteză, nu mai pot ce să l-am spus. Și la Brătești, în zona școlii. Tot acolo, ori, ori din trap, sau ceva altceva. vor mai mulți să aibă, da. Sunt mai multe solicitări. Și la Brătești cerem. Eu aș propune să zic la ceea ce spune doamna Găma să suplimentez discuția dumnei și la toate școlile și obiectivele din comună să facem un contract cu cineva. Așa ar trebui. Corect, da. Așa ar trebui. Școlile am înțeles că au avut o discuție cu primul și nu știu, au avut, trebuie să facem ceva. O să vin eu acum să, și eu vreau să vin la punctul divers cu școala de la Brătești. Deci, da. Doamna Consiliță? La Brătești, cu drumul, ar trebui să finalizezi în doamna asta sau să amână iar problema? Eu vreau mai acolo. Constructorul care a venit acum, nu se înțeleg la preț cu celălaltul care s-a contractat. Și o să luat cutilaj de sus parașa asta. Iar am dat un preț. Chiar când am venit dimineața m-a sunat, chiar a fost cu bune intenții cu omul ăsta. Chiar am vrut să fac pat, ce-o făcut pe acolo la chesoarele în sus, urma să finalizăm și cu șanțurile. Acum ajut ea să facem la altă, să vedem care e situația. Este foarte. 3 săptămâni la rândul am treia la poartă acolo la altă. Vă cred. Dincolo am făcut studii geo, mai avem niște studii de făcut, o să vedem finalizarea și acolo 2 săptămâni, 10 zile. Nu trebuiau făcute acolo, trebuia să continui proiect, dar în fine, asta e o altă discuție. Nu, minun, dar nu trebuia să fac? Nu, s-a făcut proiect, s-a făcut studii de fezabilitate, indicatori tehnico-economici. S-au încasat bani pentru acel tronson de drum. Nu, nu, banii sunt. Sunt. Banii sunt? Păi ăla care a încasat, ăla care a făcut studii, specialistul care a făcut, ăla nu a fost practic integral, nu știa la ce vă repede. Dar ați văzut dumneavoastră în raportul care ne-a lăsat Curtea de Conturi, nu Curtea de Conturi, ăla care spune inspectoratul ăsta construcții, da. Să fac alt studiu cu altă... Păi da, pentru că a apărut neconcordanță între cetățenii care locuiesc acolo și executantul și cu proiectantul, care a spus că nu mai este nevoie să mai faci și pericol. Dar când ați făcut studiul de fezabilitate, ați văzut că este pericol? Atunci ce n-ați văzut? Asta e, noi am plătit, domnul primar. Consiliul Local Bărsănești a plătit studii de fezabilitate a celui expert sau specialist și este el. Așa. Acum să vină să spună, tot el spune, păi stai că nu mai este bine că fugi terenul. Nu este în regulă. Și apărând aceste neconcordanțe, este firesc noi că trebuie să cerem o altă părere la un alt specialist. Este ceva firesc. Da, dar nu știu dacă nu s-o fie acoperită. Spune urma și la unor ploi de nu știu. Nu există așa ceva. Nu a fost înregistrat. Nu vreau să apăr, dar nu știu apărarea cuiva. Dar nu a fost înregistrat, eu v-am spus. Nu au fost înregistrate calamități din zona respectivă, nu au fost terenuri care se fugă și mai departe. Nu au fost nimic. Asta o presupune dumnealui. Este problema dumnealui. Dar știți ceva? Eu am auzit în urmă mea de la cine că băiatul ăla a fost somat într-un timp să mute de acolo. Ăla cu casa aia, chiar din dâmb de acolo. Știți ceva? Din dâmb sau de jos din dâmb? Nu, din dâmb. Chiar din dâmb. Aia care și invocă ei în motiv că ar pleca la vale. Alumilor? Eu așa am auzit, dar nu fie adevărat, nu fie adevărat. Deci eu v-am zis, nu mi se pare în regulă și eu acolo și... Deci eu am tot interesul să amână până sus. Eu nu am spus că nu există interes din partea primăriei și a Consiliului. Nu am zis că nu există interes. Nu mi se pare în regulă ceea ce spun specialiști. Odată spui da, odată spui nu. Nu se poate așa ceva. Așa ne trezim și cu, uitați, că avem proiecte cu drumul la Caraclou, cu alte drumuri. Și prin comună, aici avem atâtea proiecte. Păi dacă ne trezim în aceeași situație? Noi plătim studii de fezabilitate din Vine Rău, că am văzut că am ce studii acolo. Ați văzut dumneavoastră câți bani scoatem din buget ca să se plătească aceste studii. Și după aceea vine studii, păi stai că nu mai sunt buni. Și banii aia unde sunt? Acum și noi acum am plătit, domn primar, dacă ne puteți spune ce sumă s-a plătit pentru noi experți acum care au venit? Încă mai nu s-o finalizat. Nu s-o finalizat, nu știm încă costul total. Eu din câte am înțeles se ridică undeva la jumătate de miliard acum, vechi. Jumătate de miliard vechi acum. Păi de câte ori să plătim aceste studii? De câte ori să plătim? Aici eu am început să... Aici e problema. Dacă nu fac, spuneți că eu vreau să mă interesează. Dar nu are bușa nimeni. Nu are bușa nimeni. Eu fac toate demersurile ca să fim, să stăm în caz de proces va fi. Aici. Acum, în condițiile astea, având de vedere, s-a dat ultimul termen, 3 decembrie, nu? Ăsta e termenul final, când trebuie să termine lucrarea la Brătești. Dacă nu termine, este clar, trebuie să acționăm în judecată, că altă soluție nu este. Eu am vrut mai degrabă să dau, dar nu se poate mai degrabă din 3 Nu, trebuie să așteptăm termenul. Asta este. Deci, nu se poate nici așa. Știm cum s-a făcut și licitația. Încă o dată îmi exprim opinia, știu și cum am făcut licitația și cum s-a câștigat și așa mai departe. Domnul Miron, nu știu ce știți dumneavoastră. Eu aici la primăria, eu am fost la licitație la primăria Băsănești, cu doamna secretar a fost un singur licitant, că s-au aranjat între ei mai departe. Asta nu știu. E discutabil, de asta vreau să vă spun. Eu vă spun ce s-a întâmplat la primăria Băsănești. Deci aici totul a fost legal. PNDL 2, legal de PNDL. Avem contestații. Ca să știți și dumneavoastră, să nu ziceți voi că nu știu cu drumul de la Caraclor și cu ăsta din Bârsănești. Da, deci avem... Cu ăsta din Bârsănești. Da, da. Bârsănești și Caraclor. Și Caraclor. Avem muniția către Mănăstirii la deal, avem contestații. Am trimis către... Se va finaliza odată și aia. Trebuie să-ți finalizezi. De azi, primăvară, ne știnuim. Trebuie să avem termen. 45 de zile stai acolo, 45 de zile din acolo. Avem speranța că se vor face, poate. Trebuie să termine o licitație. Și pași, așa o să termine. Trebuie să termine odată și trebuie să... E o procedură legală, nu avem ce face. Nu avem ce face. Nu avem ce face. Și legea nu vine acolo. Multul nu îi poșterează, că a putea găsi. Dacă până acum început... Noi am început din partea achiziției și abia ca o să avem și să terminăm. Nu-i bine, nu-i bine. La școala la Bărsănești tot așa. Au câștigat o firmă care efectiv nu știu ce cu ea. Acum sper să fie înțelegere din partea cetățenilor, dar am observat de regulă că o să vin și la punctul diverse cu câte ăsta, n-am văzut că nu există înțelegere din partea cetățenească, deloc, deloc. Din contră, ne percep foarte aiurea, foarte negativ. Ne judecă pe Facebook toți. Da. Eu i-am invitat să candideze și ei, să ajungă și ei, și așa să judece eu. Trebuie să facem, trebuie să facem. Și acum să suspendăm toate lucrurile la București? Da, da, da. Luni urmează la ora 7:30 o să fiu la Bunești. Trebuie luat la întrebări și domnul asta. Trebuie așa că pe 3 decembrie se termină termenul prelungit deja. Termenul prelungit. Eu vreau să trag în zi de ce. Da, un an de zile prelungit termenul. Dar eu vreau să trag în zi. Vedeți-mă, avem înștiințări pus la dosar. Domnul primar, nu v-am imputat nimic. Nu, dar mă zbat. Ultima oară când am fost la domnul Lazăr, am zis, domnule, eu de aici nu mai vreau să mai plec. Dacă nu, trimiteți oameni. Dacă nu, zic că aduc oameni din Brădești. E pe tine bătaie din jur. Are măcar la noi la alcool de 14 miliarde. Și nu-i definitivat. Nu mai are oameni. Avem un pilot, dar e o știi? E nu am lucrat. Domnul consilier Bernard. Revenim la TIC. Nu m-am uitat pe toată comuna. Nu văd nimic afișat cu ordine de plecare de sosire. Din stație. Din stație. Și vin la Onești la fel. Și pleacă când vor șoferi. Deci dacă se plictisesc, vine cu jumătate de oră mai degrabă, ce să fie ei jumătate de oră până la jumătate. Pleacă așa 20. Nu-i sunat la asta. Așa e pisică. Păi dar nu-i normal. Adică oamenii, la schimbul 3 vine cu 11:30, ei deja pleacă la șoferi la 20. Vasile, aceeași poveste. Puneți oamenii să facă ca și noi, când ne ducem acolo, să avem o bază. Noi ne luăm bază. Noi ne ducem pe adresa mea. Știți și spunem. Ce nu au venit cetățenii? Eu nu știu că se întâmplă chestia asta. Vine, domnule, atunci am scoateți am bătăie. Uite, domnule, se întâmplă la cetățenii. Vreau să știe că trebuie făcut reclamații. Deci mai multe sunt. Păi fă și tu, Vasile, ia bătia și du-te la fiecare. Și spune, bă, nene, ce s-a întâmplat? Da, semnează aici, semnează aici. Tu aduci la noi, noi facem adresa de înaintare și ne ducem la ei. Sau poți să faci pe un tabel, nu știu ce mai e. Uite, privința asta ce am organizat a fost un opet cu coabere. Are tabele la Consiliul Județean? Cel mai mult. Asta nu mă face și mai. Asta a dus poți și personal acolo și poți. Da. Da. Măcar și drumul județean s-a plumbat. Am dorit să marchez cu liniile până. Cu linul o să vină să marchez, am făcut cereri pentru așa ceva, pentru indicatoare și marcaj. La Glodosul, Balasul, dacă spuneți să întâlniți acolo și zona rază acolo. Aducem de la altul. Și Buldor, cum să termină motorina, că cum a zis domnul Miron și doamna consideră acolo la Rătești, unii lucrul ăla mici în ziua de iară, să nu se facă așa. La unul, la coborâre, la șușuia. S-a făcut șanțul. S-a desfundat șanțul de pământ și da, bine când am măcat. S-a desfundat când? În primăvară. Haideți că da, acolo, da, așa este. N-am mai spus că s-a făcut, dar poate am și spus, nici nu mai rețin. Nu, s-a făcut. Dar să știți că ar mai trebui făcut pe acolo, tot așa pe rând. Nu este în administrarea noastră, încă o dată repet, nu este în administrarea noastră. Iar, acum iar, trebuie. Acum asta trebuie ca să-și facă nimic. Dar deocamdată nu pot, e făcut. Deci eu aveam două probleme de strict personal ca să le prezint și una era cu școala Brătești, care am spus mai devreme. Dacă mi-ați dat asigurări că la școala Brătești se va face, adică se va instala căldura în parametrii optimi și cu apa, în problema școlii acolo cu organizarea nu mai am. Am două probleme legate de persoana mea, în calitate de consilier. De curând, împreună cu domnul primar și cu doamna secretar, am inițiat un proiect pentru denumirea școlii Brătești și chiar și la școala Caraclău. Împreună ne-am făcut. Așa. Școala Caraclău este proiect aprobat. Nu este. Lăsați-vă să exprimă. Lăsați-ne pe noi, domnul primar. Deci s-au făcut acum două proiecte, sunt înaintate la nivel de prefectura județului Bacău, la Comisia Județeană de Denumire. Așa. Bun. Deci după ce s-a discutat în Consiliul de Administrație al școlii, o doamnă învățătoare care este membră și așa, s-a prezentat la ședința cu părinții și mi-a dus mie personal niște acuzii legate de această școală că o denumesc. La ședința cu părinții asta se discută acum mai nou, nu sunt alte probleme de organizare, de așa, se discută că de ce se denumește ceva. Și a apărut în spațiul public, asta vreau să aduc practic în evidență, foarte multe înjurii, comentarii și, bineînțeles, au folosit de numele meu. Deci, foarte mult și așa mai departe. Bun, ideea este alta, care este? Legat de școală, acum s-a pus în discuții și denumirea străzilor din satul Brătești. S-a pus în discuții și acest lucru. Dar să vă iubim, mai de mult era discuția asta, dacă nu ați auzit mai tare. Acum s-a Nu, stați un pic, uitați, eu vreau să le dau niște indicații dumneavoastră. Dar care e situația? Cu străzile din Brătești, ea a incitat și instigat domnul cetățean Iftimi Florentin. Dumnealui a instigat că merge și face mai departe. Deși, conform legii 215/2001, OG 35/2002, legea administrației publice și a funcționării Consiliului Local, suntem îndreptățiți și mandatați de cetățenii comunii să-i reprezentăm și să promovăm și să inițiem proiecte în orice domeniu de interes local. Așa scrie legea. Suntem îndreptățiți. Acum că dumnealui a instigat, eu din punctul meu de vedere văd următorul aspect. Dumnealui subminează autoritatea Consiliului Local și a Primăriei prin incitarea cetățenilor chiar la ură și la dezordine. Deci nu este, dumnealui nici nu știe măcar pașii care trebuie să făcuți. Cu ocazia asta o să-i spun eu. Dacă cetățenii din Brătești vor să schimbe străzile, în primul și în primul rând, trebuie să ne atace hotărârea noastră de Consiliul Local la instanța de contencios administrativ și fiscal la Tribunalul Bacău. Încă nu s-a prescris termenul, din câte cunosc, cât m-am interesat, că nu s-a prescris termenul de atac, că nu le convine. Trebuie să facă o sesizare față de această instanță, să anuleze hotărârea noastră, care am făcut-o aici, după care să vină să argumenteze noile denumiri, care categorie. Eu n-am nimic împotrivă. Scopul meu care a fost să scot în evidență puțin satul Brătești și să fie la un anumit nivel ca și ăsta. Exact cum spuneam și colegilor, o să mă înclin în fața cetățenilor din Caraclău, că ei niciodată n-au pus în discuții școala de la Caraclău, că a pus denumirea poetului nostru, care e bine, ne mândrim toți cu el, că suntem din comună, Ion Chiriac, așa, n-a pus niciodată nimeni în discuții lucrul ăsta. La noi, la Brătești, probabil cultura nu a ajuns la nivelul. Trebuie să o spun că asta este a cetățenilor din Caraclău. Probabil nu a ajuns până acolo. Sau poate cineva e influențat. Sau poate cineva. Bine, v-am zis. Poate s-a influențat. Poate. Poetul Chiriac, Poetul Chiriac a fost primul cetățean al comunei făcut în 2010. Eu mă bucur foarte mult. Cetățean Leonard. Da, eu mă bucur foarte mult. Acum, v-am zis, eu l-am denumit școala Brătești. Am făcut proiectul cu Gheorghe Simon. Acest Gheorghe Simon a avut o legătură foarte puternică din punct de vedere cultural cu satul nostru. Unii cetățeni nu știu lucrul ăsta. Unii cetățeni. Mai ales era vorba de ajutorul pe care l-am dat de-a copilului școlii înseși. Dar nu numai școlii. Deci el a construit prima școală în primul rând. Prima școală și a întreținut-o. Păi și ce? Numele ăsta îl contestă? Îl contestă. În primul rând, el și-a pus clasa proprie la nivelul de acolo. Bine, că acum, na, scuze-mi, trebuie să o spun și față de... Au fost instigați de cine au fost, că am repetat, că v-am spus mai înainte. Nu este corect. Chiar dumnealui a participat la, am înțeles, cu monografia. Cetățeanul Iftimii Florin a participat cu, și-a scris și el ceva acolo, sau nu, și-a contribuție și-a adus. În cuprinsul acelui text care se referă la acest filantrop și această persoană care eu o găsesc din altă cultură, pentru, și avea legătură cu satul nostru, era extraordinar, eu n-am ce să fac acum. Din punctul meu de vedere, ca și consilier, eu pot să retrag proiectul în orice fază. Până la faza de dezbatere, eu pot să retrag proiectul pe ordinea de zi. Deși el acum, na, sunt pașii făcuți către Comisia de Denumiri Județene. Da, nu. Vedem, nu mai gândesc. Nu mai gândesc. Nu mai gândesc. Înseamnă că reușiți să vă... Da, exact. Domnul Miron, știți cum să spunem popor că numai ca e cu mărcâini? Hai, lăsați-o în formă. Adică o inițiativă valoroasă trebuie să iasă din plenul voastră. Păi astea sunt argumente. Dar nu. Deci, s-a ajuns la jurii. Deci n-au înjurat, mi-au folosit numele. Am auzit. Deci a ajuns la numele. Bine, i-am lăsat că vor să știu, i-am lăsat că vor, mi-am dat în lumea. Dacă erau un lucru de calitate îndoielnică, aș fi înțeles să mă retrag. Păi de asta zici și de numirea de sat. Eu am vrut să ridic imaginea satului, că totuși satul nostru, din punct de vedere cultural, este cel mai defavorizat. Toate satele din comună au un dispensar, au un centru, uitați, dacă și-mi pare foarte bine că aveți centrul ăla de la fosta grădiniță. Acolo la Bărsănești se construiește altul. La Albi, la fel, n-au și un dispensar. Noi la Prătei mai vedem. Acum, biserica... Nu, e privată. Faci și la Prătei. Nu, mai vedem atâta. Școala și biserica. Atât avem și noi centri culturale. Ce vrei esenția? Atât avem. Dacă și trebuie să ne bate în joc, îi vai în capul. Așa. Legat de ieșire de școală, trec la punctul 2, acum și căpii la câte să nu mai rețin, este legat de asta Unirea Bărsănești. Unul din, să zicem, din galerii se folosesc, că să achiesez și eu la lucrul ăla, denumirea lui domnul consilier Bărlată spunea că din galerii, mă referesc de domnul Sorin Ienea, la fel și dumneavoastră mi-a adus niște grave acuzații pe site-ul de socializare, dar nu m-am mică, știu că și domnul Arșu, poate și la alți consilieri, legat de această echipă, că eu am pus umărul la echipa ASE Bărsănești să plece din comună. Asta, văzând acest lucru, vă dați seama, trebuie să mă interesez. Am sunat și am înțeles că și dumneavoastră ați avut la cunoștință, domn primar, și ați vorbit și eu. Sau dumneavoastră, mă rețin. Și am vorbit la AJF Bacău. Domnilor, de ce nu s-a omologat terenul de la Vrătești? Și mi s-a răspuns în felul următor. În primul rând, poarta de acolo, dinspre școală, că știți care a scos și uitați și colegii mei din de acolo, a spus că este cu balastru. Și ea trebuie să fie gazonată cu gazon artificial sau natural sau mă rog. Trebuie astea sunt condițiile. Pentru că există un foarte mare risc de accidentare acolo la partea. Al doilea lucru care l-au spus acel domn, aici știu numele și pot să vi-l dau când este necesar. Nu, altcineva mai zis. Este gardul împrejmuitor. De ce este problemă cu gardul împrejmuitor? Pentru că se pare că niște foști jucători sau cei din galerie, în timp ce se desfășurau niște meci, un meci, odată, cred că sau mai, nu știu, dacă de mai multe ori, s-a întâmplat un incident. A consumat băuturi alcoolice și o aruncat cu sticla în jucători, în arbitri, nu știu cine o aruncat. Și s-a pus problema că trebuie gard, că există iarăși risc pentru jucători și pentru meci. O altă problemă care s-a pus... Să aruncești chiar dacă se gard. Bine, dar zic că, deci, asta a fost... Nu, domnul Plănar, am vrut să scot în evidență și să-l anunț pe domnul Sorin Ienea că echipa a fost... Deci nu s-a omologat terenul de la Brătești, nu din cauza mea. Din cauza că nu îndeplinește condiții. Și o a treia condiție care trebuia acolo, trebuie într-adevăr vestiare. Vestiare pentru gazde, vestiare pentru astea și pentru arbitri separat. Bineînțeles, mai cere actul medical, să fie prezent o mașină de intervenție medicală, mai sunt și alte condiții, dar primii trei astea. Da, mă rog, pe. Și mi se impută mie, parcă Consiliul Local stă numai în mine, parcă eu aș decide pentru Consiliul Local. Așa. Da, probabil. N-am ce să fac. Asta este fiecare. Dacă urmăriți din Facebook din Bărsănești, aceleași acuzații își primește. Da, nu. Deci am spus. Acum, nu, am am inițiat, față de cel care mi-a folosit numele, am inițiat deja un proces promovat pe rolul judecătoriei Onești. Pentru ceilalți o să... Deci o să reclam și pe ceilalți care m-au acuzat, m-au înjurat și mi-au adus acuze nefondate, deci nefondate, care nu au nicio legătură cu mine, o să cer la fel și lor să fie sancționați. Deci asta era legat de problema care asta. Ca să termin ideea lui, acum orice probleme sunt și comentează din Bărsănești, prin faptul că eu am zis aici că nu e legalizat documentul, dădea imagine de la care vă cu globile, că nu se mai reparte, ce? Nu e legalizat drumul. Deci numai jignire, a dus de acest domn Sorin, pe care și eu vreau să-l dau în judecată. Și da, și uitați să completez. De curând, în ceea ce privește folosirea școlilor și a instituțiilor care au anumite destinații, da? Școala care este destinație? Să, pentru procesul instructiv, educativ al elevilor. Asta este destinație ca și clădire. De curând, circulă pe săptămâna trecută, era inflamată, toată presa vorbită și scrisă de domnul primar din Dârbovița, care a folosit școala pentru ce? Pentru nunți. Spun alte scopuri. Și numai puțin, aia nici măcar nu era dat în folosință. Da, da. Nici nu era dat în folosință. Da. Cuia presa. Ori o instituție de învățământ să fie, deci ea să fie obiectivul să-l aibă pentru ăla care a fost destinat, da? Chiar dacă se supără șase bărsănești. Și mă uitam acolo la una din condiții care se cere prin regulamentul de organizare a activității fotbalistice pe 2018, nu așa se prescurtează 2018, una din condiții li se cere să ai teren propriu sau, sau cum îi spunem, contract de închiriere. Așa. Există ceva la nivelul nostru, domnul primar, la nivel de comună, nu există. Sunt eu de vină când ei s-au înscris, când s-au înscris ei în asociația sportivă, în asociația județeană. Sunt eu de vină că nu are în Comuna Bărsănești un teren de fotbal omologat? Nu sunt eu de vină. Avem un proiect, o să-l finalizăm. Mi-aș dori să se finalizeze. Și eu, dar... Mi-aș dori să se finalizeze. Dar nu veni cu acuzații, nu veni cu acuzații nefondate asupra. S-au referit la toți, dar fiind eu mai, cred că mai incisiv în discuții, mai multe minute. Anul ăsta nu avem, la ianuarie. Domnul primarul mi-aș dori să fii oricând gata și să le facem și vestiari. Nu uităm, să le facem vestiari. Că altfel nu-l omologhează nici pe ăla. Domnul primar, nici eu sunt jucători față școlii la Plătești. Deci nu am plătit. Sponsorul nu am plătit. Ce putem cu doar? Deci, Barana de acolo, e pe o venit juridic. Ce am? Trebuie să stai până la Barana Lupița. Barana Lupița, pe domeniul public sau... Nu, e închiriat. Nu e pe domeniul public. E închiriat, dar de la cine? De la cine? Păi da, e drum. El plătește redevență. El plătește de mult redevență. Da, dar domeniul l-ați întrebat, nu? Domeniul. Ce se întâmplă? Barana e semnat. Eu i-am dat lui împrumut. Eu am acte, factură, eu am tot mai. Când vine viza, tot frumosul, poate uităm la fotbaliștii să-ți facă două camere acolo. Cum o să se iau. Vestiar pentru... Nu îndeplinește condiții. Trebuie vestiar la apă trasă, vestiar pentru arbitre, vestiar pentru oastre, vestiar pentru gazdă. Și unii vrei să o faci dacă la vedere. Separate. Toate vestiare separate? Separate. Se face la Bărsănești. De asta lucrăm la terenul ăla. Se face la Bărsănești. Discute de Bărsănești. Ce vestiare? Ba da. Eu am întrebat de... E vorba de nouă direct. Deci anul ăsta mai eliminat. Dar la anul... În final o să procedăm treaba asta. Prima dată ne-am luat terenul. Ei au avut cunoștință când s-au înscris că nu există așa ceva. Ei au știut. Nu citilești de oameni. Un tractor avem să mănânci. Avem tractor la primărie, să luăm un disc, să luăm un dăm. Nu, domnule, spune asta. Degeaba să desfacem galul, piloni de beton, să facem treaba ca lumea. Nu mai faci. Ați încheiat? Doamna Vasile Mihai. Hai. Vasile, ți-o trecut la mea. Vreau să să precizați cine a luat licitația, cine a câștigat licitația pentru drumul Caraclău. Așa. Și ce lucrări se face până vine iară? Sunt multe întrebări și nu știu ce să răspund. Spuneați dacă răspundeți acum, cei care vizionează ședința... Se cheamă instalul design, societatea este dărăvatoră, așa, iar lucrări, ei vor să termine. De acum depinde de timp. Încep cu decaparea, ați văzut, punctul de balast, așa se face lucrarea. Da, normal, cum spune și noi. Drone trebuie făcute odată pentru totdeauna bine. Lasă-ne expert în treaba asta, îl punem să se azi acolo. Nu, dar nu-i problema, este și cu de aceea. Face ceva, dar lumea nu mai facă altfel. Aici. Aia nu pot spune. Ea face, ați terminat? Domnul consilier Renați. Să urgentăm un pic, să facem toate posibilitățile astea, să rezolvăm cu drumul ăsta odată. Mai facem încă o notificare, mai insistăm, mai... Că trece și anul ăsta și vine anul viitor, iar vom face bugetul, iar și... de drumul de la albele, da. Pentru că e bizară, ca vă spun și acum, că tot nu mai întreabă lumea cetățenii din sat și asta și când ne spun că nu-i drumul nostru, o să uite așa foarte dubios la mine. Așa și... Dacă s-a discutat în legătură cu școala de la Albă, în legătură cu NEP. Am văzut că acum s-a aprobă un proiect care îi obligă să blocă fondul pentru conectarea școlilor toate la internet. Dacă s-a discutat un pic cu doamna directoare, se pare că a devenit un conflict așa. Și aici nu lăsăm conflictele între cadre să afecteze copiii, pentru cele care nu mai afectează copiii. Destul că am rămas numai cu clasele 1-4, grădinița de așa s-a mutat pe la Poiana. Foarte greu. Deci foarte greu. Curățenia am făcut acolo, am păsit, am... Tot ce ori depins de primărie am făcut. Acum nu cred că e problema la 30 de lei, cât e un abonament. E clar că e ceva personal acolo, că nu se vrea, nu se vrea. S-a supărat doamna directoare. Da. În restul, un pic, dacă acum este balast, mai scos un pic așa de la ajutor social, să mai plombeze deci pe acolo unde este nevoie, capul s-a dus balast. Dacă îmi dați voi PNR 3, se mai poate trecerea planului? Noi avem trecut, albele de aproape, el e la răbdare. Dar acum să rezolvăm drumul ăsta. Deci toate demersurile sunt toate făcute. Orice proiecte de ani de inventarul domeniului public. Dacă este trecut. Și atunci, Poiana, cum s-a făcut din centru până la capătul Poiana asfaltarea? A fost pe timpul... Atunci nu cerea ca și drumul forestier pleca de acolo la sensul generatorului de la școală, de la Poiana. Tocmai, da, de acolo pleca. Au fost mai șmecheri, Gionii, l-au scos imediat. Nu se cerea. Deci drumul de la Caracol a fost făcut mai în baza aplicată la Togo. Nu au nimic. Vedeți? Asta se făcea. Cadastra a intrat de 2014, exact din drumul de la Prelești. Noi așteptăm să ni se dea un drum pe care noi îl avem, un inventar domeniului public, care l-am aprobat. Ce sunt de aia? Păi, dar degeaba, dacă nu avem un act, dacă omul Silvic a venit cu un act de proprietate, poți să-l contești? Nu poți să-l contești. Tu îl ai trecut în inventar, dar tu nu ai un act la el. Și cei de la Opolul Silvic au un act. N-ai pus să... Probabil că au de unii fiind terenul lor, de la barieră, de la... Nu vreau să mai fie un motiv.